consilier. Ați fost invitat astăzi să participați la lucrările ședinței cu următoarea ordine de zi. La punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Horgești la programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructură și în de iluminat public și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public din comunajul Horgești de Ciudacău. Inițiator, domnul primar Ciorarul Iorni. La punctul numărul 2. Aveți proiectul de hotărâre privind aprobarea de principiu a obiectivului de investiție extindere rețeei electrică în satul Suhodor, comuna Horgești de Ciudacău. Inițiator, primar Ciorarul Iorni. La punctul numărul 3. Avem proiectul de hotărâre privind completarea HCL numărul 36 din 24/10/2019 privind atribuirea denumirilor străzilor din comuna Horgești de Ciudacău, inițiator tot domnul primar Ciorarul Iorni. La punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență al comunei Horgești pentru anul 2020. Inițiator, domnul primar Ciorarul Iorni. La punctul numărul 5, întrebări și interpunere. Înainte de a trece la ordinea de zi, am dorit să supunem la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Avem împotrivă sau abține? Împotrivă, abține. Începem cu primul punct, dăm drumul la ordine. Nu, trebuie să supunem la vot ordinea de zi. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Nu avem, da? Nu avem. Avem 15. Domnul Tufescu, ați votat pentru ordinea de zi? Da, domnul. Îl luăm în cap. Începem cu punctul. Permiteți o remarcă? Da. Cu respect că am făcut niște reguli, care văd cu domnul consilier care nu. Ori purtăm toți mască, ori ne dăm toți jos. Ok, da, domnul Grâncean. Gata, domnul. Și dacă o avem să o purtăm corect. A spus că sunt cu ochii dumneavoastră și... Gata, foarte bine, de-aia m-am pus în... Da, începem cu primul punct de la ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Horgești la programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a corpului de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public din comuna Horgești de Ciudacău. Domnul primar, aveți cuvântul. Permisiunea noastră, domnul Claudiu, de mod, aș vrea permisiunea asta, mi se aburesc ochelarii și nu mai văd să citesc. Așa cum am aprobat luna trecută, în ședința din 29-5-2020, am aprobat proiectul privind modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a corpurilor de iluminat, de principiu și introducerea în lista de investiții a proiectului respectiv. Astăzi venim în urma lucrării făcute de către proiectant pentru a putea participa ca și comuna noastră în programul respectiv pentru a depune și a depune proiectul la Ministerul Mediului în vederea obținerii finanțării. Așa cum ați primit la mapă, obiectivul se referă la înlocuire, deci aveți la anexa la HL-ul respectiv, la proiectul ăsta de hotărâre, obiectivul se referă la înlocuire sistemul de iluminat public în intravilanul comunei Horgești, modernizarea constă în achiziționarea a 800, practic, achiziționarea, înlocuirea a 800 de corpuri de iluminat, ce folosește în tehnologia LED, 558 corpuri cu putere instalată de 30W și 242 de corpuri cu putere instalată de 45. Indicatorii economici vor fi, valoarea totală a investiției va fi de 1.159.311,90 de lei, inclusiv TVA, cu două TVA, din care construcții și montaj 1.000.000 de lei. La planul financiar din ajutor public nerambursabile de la Agenția de Mediu
966.273 de lei, iar contribuția proprie a Consiliului Local Forțești este de 193.038,90 de lei. Cam asta ar fi datele privind participarea de aprobarea prezentului proiect, privind participarea noastră pentru a depune prezentul proiect la Ministerul Mediului. Mulțumesc! Scriem la cuvânt, domnul Pustic. Cine să mai scrie la cuvânt? Vreți de lucrădere? Domnul Dancă. Mai este cineva? Vreți să scrie la cuvânt? Domnul Dancă. Puteți, domnule primar, să mai implementați odată la funcție de putere al lucrurilor? 558 cu putere de altă, a fost în anex. Da, da, eu văd aici, că am luat acum înainte de ședință, da. Și văd alte cifre. Văd 216 la 45 de W, văd 290 la 65 și 294 de 125. Eu am anexat la HL-ul, care mi-a, logic, am echipa de proiectare. Nu am echipa de proiectare, dar s-au făcut pe modificare. Și tot aici, ca să, dacă tot vă uitați, am comparat numărul existent, da. Și e mai mare decât ceea ce se dorește de modernizat. De exemplu, strada Stejarului aveam 50, se modernizează 49, strada Eternității aveam 9, se modernizează 7 și tot așa. Da, am înțeles. Da, dar ce dacă nu după o zi de la dat cifrele, tot ei le-au trecut cu... Da, deci votăm altceva. Am înțeles. Da, ați dat la toată lumea? Astea? Da, păi am zis astea, nu, nu, astea sunt documente adiacente, nu... A. Care, pe lângă proiectul. Proiectul în sine are anexa unde sunt trecuți toți indicatorii. Astea sunt documentele care stau în spatele indicatorilor. Acum, dacă există erori acolo, le remediez ei. Anexa are toți indicatorii necesari votării proiectului de cuvânt. Și hotărârea se referă la anexă, dacă... Aprobăm suma asta. Exact, ce este pe anexă, nu ce este... Aprobăm și ceea ce se pune, ceea ce plătim. Plătim niște corpuri de iluminat. Plătim de 45 sau plătim de 125 și ne se pun de 45. Nu e regulă. Plătim conform anexei. Dacă în documentație, acum nu acum vă dați seama. Nu sunt de specialitate să știu ce privede documentația. Că plătim ce o să fie, dar când vezi așa, parcă te întrebi că zici că nu-i serios să treaba de la început, când mergi de la hârtie. Nu? Și cred că acum era mult mai important să fie domnul prezent decât să fie la trecută. Exact, să nu fie. Și care e justificarea cu stâlpii mai puțin modernizați? Deci rămân o parte de modernizați și dăm stâlpii jos, ori facem o lucrare... Nu, stâlpii jos n-avem cum să-i dăm domnul. Mă gândesc și eu, domnul. Vorba de stâlpii, vorba de lângi. Am fost ironic acum, de asta zic. Stâlpii vechi rămân pe stâlpii vechi. Cei care se modernizează, ceilalți... Nu modernizăm stâlpii, domnul meu. Domnul se referea că 800 e prevăzut că vă salut, domnul Berușcă. Eu sunt în ședința de Consiliu Local să avem câteva nelămuriri la care neconcordanțe sunt. Dacă în anexa pe care mi-a trimis-o inițial la planul financiar și la indicatorii tehnici spunea că sunt următor 558 corpuri cu putere de 30 de bați și 242 corpuri de cu putere de 45, în devizul general pe care l-am trimis, apar corpul de iluminat de 65 și de 125. Nu, ce vedeți dumneavoastră acolo, e existent. Și s-o găsit în teren. A, existent. Da, am înțeles. Să punem curent de 30 și 45. Am înțeles. Am înțeles. Și a doua nelămurire. Apare, vă dau un exemplu, într-un sat în care strada Panțelelor apare 3 la 45 și 0. Unii spun că 12. Dacă adunați coloanele de la existentul, da.
Eu ești pe speaker, puteți vorbi. Știu, dar mi-e greu pe de rost să vă spun din cap. Am înțeles. Nu, nu, nu. Este ideea alta. Deci există 45 de loc pe o stradă și noi modernizăm numai 40. Care e decizia? Am înțeles, am înțeles, dar dacă... Da. Nu este bătut în cui astăzi. Da. Exact unde vor fi acele punctate exact la fix. Am înțeles. După ce va fi declarat elicitul proiectul. Da. Urmează, fi făcut măsurător topul. Am înțeles. Și când facem măsurători topografice, atunci punctăm pe planul de situație și salva armonie. Am înțeles. Am înțeles. Da. Ideea era, dacă nu era diferență mare, de exemplu, să fi modernizat absolut tot. Deci avem noi un program, un proiect. Nu, o finanțăm noi mai mult. Bine, mulțumesc! Mulțumesc, vă zi bună! Vă zi bună! Atât, domnul Deo? Atât, vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Dancă? Da, la ședința trecută s-a spus ca să fac un inventar cu unul de stâlpi, să ne se spună câte vecuri să pun. Acum venim că punem, unde punem, unde nu punem, înlocuim, punem unde nu este, este totul neclar. Păi avem inventarul, domnul. Inventarul nu spune că înlocuim ce este sau punem unde nu sunt acum. Deci nu, eu nu văd nimic clar aici. Păi dacă noi avem 300 de 300 de 400 de singuri. Inventarul lăturilor existenții există. Așa, total, v-am citit de acolo. Noi punem una, dăm jos alta sau punem unde nu sunt acum. Aia vreau să știu. Ideea este noi vom pune 800 de singuri. Da, da, da. Vorbim aceeași limbă. Da. Punem unde sunt deja sau unde nu sunt acum. Asta întrebăm, practic. Dar nu poți să fim facem. Dar să facem la două stâlpii? Da, da, dar nu, vreau să fie clar, scris pe hârtie, nu așa din vorbe. Deci ori punem unde nu sunt și o să fie pe toți stâlpii, ori înlocuim ce este, domnule, nu așa că... Deci avem aici existentul. Domnul primar, existentul e bun. De acord. Este acolo. Ați spus așa că numărăm și punem pe toți stâlpii. Dacă proiectul ne dă numai 800. Nu o să fie, o să fie numai 800 de lămpi. Da. Dar noi avem 800 de lămpi și înlocuim pe cele 800 de lămpi. Noi avem 800 de lămpi și 1000 de stâlpi, sau fi cât stâlpi, cât stâlpi avem în comuna asta? A spus că e numără și ne spune. Da? Uitați, total stâlpi există, dacă vă uitați aici, total stâlpi existent este 922 de stâlpi. Bun. Și atunci lăsăm și de alea vechi, punem noi pe toți stâlpi sau o să fie tot unul? Noi vom fi numai cu 800 de lămpi. În proiectul de chirie, trebuie să rămân 122, dacă vrem, le punem pe cealaltă din vechi. Păi nu rămân, lăsăm ce este și punem unde nu este sau înlocuim ce este? Nu, 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 poți înlocui 800 așa. Și dacă vrem, luăm de comun acord cu toate, luăm de... Nu, dacă vrem, nu lăsăm ce este. Deci eu nu doar acum, o să fie de fiecare să bec după proiectul ăsta sau nu? Aia vreau să știu. Nu, ai destul de clar treaba, dacă 200 și noi avem numai 800. Păi punem 800, lăsăm de alea vechi, până la diferență, să fie fiecare stâlp de. Da, da, am zis. Păi aia am zis, dar nu vreau să vă negru pe alb. Păi da, n-a zis că nu știu numărul de fiecare stâlp o să aibă un vechi după proiectul ăsta, aia vreau să vă negru pe alb. Asta o luăm noi decizia, domnul meu. Deci vor fi 800 de corpuri cu LED, vor fi 800. Ați calculat suma pentru alea 100 și ceva cât ar fi? A diferența să pună toate 900 de corpuri. Da, vreți, nu, revenim. Trebuie să vezi parametrii proiectului. Eu ai altceva, eu altă investiție. Depășim. Nu, ce ieși din parametri, spune, o trebuie... Asta e părerea mea, dacă vrei. O părere. Deci, dacă vrem să fii tu fiecare stâlp, poate să fie 122 de stâlp, plămpi. Da, da. Până vorba. Nu se rămâne la stadiu de vorbă acum. Adică de ce? Pe fiecare vechi s-a luat. Păi nu ne-am apucat acum. Nu vă gândiți, faceți totul la fel cum pulăm pe vechi. Păi dar nu, domnul meu, păi avem două decizii. Deci ca să facem parametrii proiectului, nu putem 922 de lămpi. Așa, dacă obținem numai 800, restul ce facem cu 122, ori nu le punem deloc, ori punem de alte vechi. Deci astea sunt decizii. Nu, rămâne alea, că nu se dă jos, dacă tot faci. Dar atunci la ce nu luăm pe acea 800? Le ținem în magazin? Ca să ajungem în fiecare stâlp să avem un bec. Mare, dar de? Automat crește valoarea. Da, nu mă înțelegi. Și a zis doar de 800. Da.
Da, de atunci am zis că nu, nu că nu se poate mai mult, dar automat... Atâtea fapt sunt parametrii proiectului, cei 800. Ulterior, până la finalizare... 900 și... Yeah. Proiectul este de atât. Eu zic că să rămână de alea vechi, dacă... Noi vreau să și milion, că finanțăm noi mai mult, asta trebuia să, dacă vreau să... Asta era, scurt și la obiect. Păi așa și data trecută. Dacă o finanțare... Și creșteam și eu așa am înțeles. Cei 11%, rămân că s-a... O finanțare, deci să fie mai mare și până când o finanțare. Nu, dar rămâne asta de problemă, problemă să fie în fiecare stăt subiect. Dar și mă vine și cu varianta asta, și care e problemă tot în pic, noi vezi doar noi, vezi lumină. Nu, primar. Sus, ce treaba e fiind nou? De exemplu, pe strada principală, cu Milano. Da. Și sunt stâlpi și în curțile oamenilor, care le-au spus la numeri și ăia, la numeri. Nu mai trece la principală, domnul. Chiar dacă ești în curtea, eu am stâlp în grădină la mine. Dar ea la e omul, nu e al meu stâlpul. Aia am vrut să întreb, dacă e totalul din... E grădină, nu la vale, la drumul principal, nu? La drumul principal, dar dacă e la drumul principal și pe partea stângă, să zic... Nu, dar e în partea aia, luminează drumul. Domnul Vosbie, respectați cuvântul lui domnul Rodan, momentan, vă rog frumos. Care dorește să-mi scrie, lista-i deschisă. Domnul Dan. Da, aș vrea un răspuns concret, domnule. Păi m-a spus. La, tu ce acum spun dacă modificăm valoarea? Nu, vreau să spun după ce vorbesc. Bun, hai, bine. Atât, domnul Dacă. Da, eu vreau un urmă proiectul ăsta să fiecare bec sau fiecare sunt să aibă un bec. Corect. Pe nou, pe bec nu contează. Corect. Da, ideea e bună. Păi așa se poate. Pe nou, pe bec. Păi nu, noaptea nu vezi becul, vezi lumina, domnul. Să fie bec pe fiecare stâlp. Am înțeles. Da. Păi suna, domnul, diferența până la 92. Domnul, dacă nu vezi, dacă vezi, specificăm că nu vrei să nu le deschid. Să nu care la domnul, am dat și pe el amendament. Specificăm clar, în urma proiectului, fiecare stâlp va avea bec. Reduceam consumul dacă îi puneam pe toate la fel, moderne. Până la reducerea consumului, fie toată lumea. Haideți să luăm urbanizat. Vorbim așa toți pe jumătate de oră. Eu propun ca un amendament ca să țin sigur că se va întâmpla așa. Deci pe fiecare stâlp... Deci amendamentul, domnul Dancă, puneți amendamentul să-l notez. Deci după ce se desfășoară proiectul, fiecare stâlp să aibă bec. Deci să nu rămână niciun stâlp fără bec pe el. Nu că mă interesează că e nou, că e vechi, nu contează. Dar toți stâlpii să aibă bec pe ei. De la drumurile principale, bineînțeles. Doamne, toți stâlpii de iluminat trebuie să aibă bec. Nu unul, nu, da unul, nu... E public, normal. Să punem la vot amendamentul domnului Dacă? Domnul Crețu. Aveți cuvântul. Nu e asta. Deci, în principiu, dar atinge cu două... Domnul Dacă, ai cuvântul domnul Crețu, vă rog frumos. Domnul Dacă, nu v-ați deranjat. Deci, dacă citim cu atenție anexa, vedem că avem un consum redus cu 71%. De an. Vă dați seama, dacă noi știm să punem în aplicare acest proiect, vom avea un consum foarte mic. Propun un amendament prin care să revenim la cei care se ocupă de acest proiect, nu știu ce cum mi-a spus domnul primar, să mergem cu stâlpii exact cât să avem, exact ce a început să propună domnul Dan. Și în funcție de asta, îi folosim și de ajutorul ăsta public, când era bursabil, pentru 100 sau 110 sunt de toți. Părerea mea. Deci nu dăm drumul la acest proiect dacă nu ne se propune acești 1000 sau 920 de stâlpi, cât a spus domnul primar. Părerea mea. Și automat avem ajutorul ăsta public, era bursabil, asigurat și pentru diferența de stâlpi. Puneți formă amendamentului, domnul Consiliu. Deci schimbarea numărului de corpuri de iluminat de la 800 la 900, cât stă? 92, spuneți. 922. Ajutorul nu era votat, este numai pentru 800. Nu este adevărat. Indiferent, domnul Crețu, n-ați înțeles, înseamnă. Deci nu e destul de clar. Suma pe care ne va da Ministerul Mediului va fi 966.000. Noi dacă vrem încă 100 de stâlpi, suplimentăm cu cofinanțare din partea bugetului local.
Eu așa am înțeles. Eu n-am înțeles așa. Hai, dumneata, nu. Eu din cuvântul dumnealui am înțeles că nu e o problemă. Nu, no. Ana, pe banii noștri putem să facem ce vrem. A, păi nu. Păi vedeți? Eu sunt drept. Deci cum să comanzi pe banii altuia? Deci, suma ești clară, destul de clar, mi-o să răspuns, 966-276. Asta e suma lor. Deci ATM-ul nerambursabil, eligibil și nerambursabil. Restul, contribuția noastră, dacă ne dorim să mai facem cu 122 de becuri, venim cu cofinanțare. Sau dăm jos și cu 120 sau cât mai spunea că o găsiți din bază. Are foarte... Domnule, de dăm jos nu vor mai fi de 125, asta vreau să vă spun. Dar totuși, vă rugați să sunați încă, dar sau și mie mi s-a părut că a spus că nu e o problemă, se poate reveni la... La domnul meu, se poate reveni încă o dată cu contribuția dar bugetului local. Păi da, îl vă dau număr, vă dau sunat. Dar sunați sau dumneavoastră, spuneți ce vreți. Nu suntem lămuriți. Ok. Sunt foarte mări. Dau cuvântul unul la viceprimar. Are legătură cu discuția dinainte și trebuie să avem în vedere că toate că e punctul 2 pe ordinea de zi și ar fi normal și în regulă ca, ca extinderea să vină până să termină modernizarea, că durează mai mult cu modernizarea ca proiect, cu extinderea ar trebui să dureze mai puțin. Automat dacă face extindere și acolo mai vin încă nu știu cât stâlp, că dacă o luăm pe ulițe, pe toate astea, aia ce facem la extindere? Unde îi prindem stâlpii? Nu tot pe modernizarea asta ar trebui apoi făcut tot cu LED-uri, că dacă nu, vine exact strada principală, ca să nu mai zică și în spate strada nouă, strada Tasin, deci unde au nevoie, atunci aștia ce facem? Îi punem cu... Dar nu avem atâta lângă care le dăm jos, îi punem acolo. Păi da, dar chiar strada asta vine exact. Și dacă o luăm strada principală, cam jumătate din ea cât ține de la Horgești încolo, ar veni acum să se facă modernizare. Cum putem face? Extindere. Dacă asta e părerea mea părere. Dacă noi avem 922 de stâlpi, singura modernizare se pot face pentru lămpi pentru cei 92, asta e maximul, la ora actuală. În momentul respectiv, când o să suplimentăm și o să termine extinderea, o să facem, o să achiziționăm numărul de lămpi. Zic eu, părerea mea. Da, la ora actuală nu poți să spui că trebuie 1000 de lămpi. Nu, mergeam, adică să facem 922 ăștia toți da. Și așa o să rămână și apoi să ne putem... Cum credeți, eu sun imediat după, dacă, dar eu asta v-am spus, vom face, eu asta vă spun, eu așa am înțeles, se va face cu contribuția consiliului local. Acum puteți să nu... Care-i termenul de depunere a proiectului? 15 iulie. Păi dacă tot li da, mai sunăm și nu știu, și prețul 15 iulie și nici 800 nu o să vină. Putea sună domnul. Păi da, dar trebuie să le faci și trebuie să mai faci o ședință după aia. Mai e. Dar i-am spus în ședință. Atât vreau să zic, deci singurul amendament, și asta ar trebui să trebuie domnul primar, dacă noi putem să venim cu amendament să suplimentăm contribuția Consiliului Local pentru a plăti și cei 122 de stâlpi, 122 de becuri de culet. Păi nu este că e simplu de făcut de împărțit, prețul deja îl știm, vedem exact cât ar fi. Deci face mi-ară de vis toate astea, domnul de vis. Domnul, mai de-asta. Gata, haideți să auzim. Am venit de miște, vă rog frumos. Am dat pisica. Extinderea e proiect separat nou, îl faci direct pe curent. Asta ce are nicio legătură. Domnul Berușcă, mai am o întrebare. Consiliul local m-a ridicat o problemă. Dacă noi, la stâlpi existent, am identificat 922 de bucăți. Noi ne-am dorit ca fiecare stâlp așa să aibă o LED, o lampă cu LED. Dacă noi am zis chestia asta, dar nu m-a explicat niciodată. Dar dacă am vrea, voi, chiar dacă am vrea, chiar dacă am... Dacă dumneavoastră doriți separat, dacă vița două și se merge mai departe, după aceea poate face pe diferența aia de 120 de corpuri. E contribuția consiliului local. Se poate face ceva separat de la consiliul local. Da, mulțumesc. Mai avem întrebări, dar nu mulțumim mai bine. Mulțumim, domnul Berușcă. Era destul de clar, o explicat destul de clar, dar asta trecută de aici.
Maximul este de 800 de lei. Asta e maximul, trebuie să mergem cu asta. Iar bugetul local rămâne într-o dumneavoastră. Deci, noi pe banii noștri putem să punem după aia... Și 1000, domnul primar. 1000! 1000! Păi, eu ce spun, pe banii noștri, eu ce spun. Domnul primar, da. Adică să mergem odată, nu lăsăm unul cu vechi, și punem unul la oară. Domnul, nu mai dai de tot. Și cum e ca de la mânie, n-am cumpărat vaca și după care am bază scrisă. Hai să vedem să obținem finanțarea pe ăsta. Și după aia să venim cu... Putem să dăm, domnule, să mai luăm. De care letru sunt? De atâta, de 40, de 60 sau de cât o să fie. Cât costă un let? O 5 lei. Ori încă 122 de lei și venim în codilul colocat și aruncăm pe 122 de lei. Cum va trebui o documentație separată pentru că nu intră în... E separată documentația. Domnul președinte, nu mă vedeți că sunt după cost. Stați mai în față. Este clar. Proiectul a spus clar om. Este pentru 800 de stâlpi. Maxim. Maxim 800 de stâlpi. Chiar susțin ideea domnului Dancă, continuăm noi cu ce avem, cu 922 de stâlpi, îi terminăm, urmând, ați văzut că a spus clar omul, dacă ne dorim ceva după, plătim de la buget și atunci venim și votăm și cerim. Iar cu exciderea de rețea, chiar nu știm nici cât stâlpi o să fie, nu știm exact cât sunt, cât este, de ce să ne scărpinăm acolo că nu cunoaștem situația. În momentul în care o să fie, venim în consiliul local, votăm. Tu și că sunt bani, de ce nu? Cumpărăm, dar nu punem vechi. Sigur că da. Atât totuși e important și costul, că mai vreau nici cineva de acumătul, domn Bunar, am văzut lumea să... Mâncheat. Cum așa de vreme, nici n-ați să vreme. Nu, vreau să spun că important este și consumul. De-aia să le punem pe toate moderne, pe tot. Da, dar trebuie să ai banii aia ca să ai consumul nimic, trebuie să poți... Sunt, domnule, are primăria bani. Nu mai se vreme. Avem doar amendamente, da? Amendamente, domnule, da. Dacă domnul nu se susține, da. Nu pot, na, trebuie să... Eu mi-l retrag, că am înțeles. Domnul, da, domnul Petru și-a retras, da? Rămâne amendamentul domnului Dămoc. Dancă. Care sună, după finalizarea proiectului, fiecare stâlp va avea acord de iluminat, LED inteligent sau vechea... vechiul acord de iluminat. E un amendament care, conform cine a spus, consultantul nu poate fi pus în aplicare. Da, exact. Degeaba susține. Adică nu la momentul ăsta. După nu ne oprește nimeni să facem. Nu, noi putem să punem pe ei, să punem LED-urile, becurile noastre vechi. Asta nu înseamnă că împiedică consultantul să nu le punem. Până la 922. Nu spune nicăieri când avem voie să mai punem vechi. El își face treaba pe 800 de stâlpi. Restul nu face nimic. Nu puteam pune. Păi și atunci care e problema? Nu ne interesează, să știți cum, nu ne interesează, zic eu, ca o părere. Ce facem cu lămpile vechi? Noi, hai să le obținem pe astea noi. Asta e ideea, asta e obiectivul principal al proiectului. Le folosim un bloc mai puțin important. Exact. Lumină. Lumină să fie acolo. Cine este pentru? Ca să fie vechi, amendamentul. Amendamentul domnului Dămoc. Da. Domnul Dancă. Lui Dancă, domnul Dancă. Pentru amendament. Voturi pentru. Voturi pentru. Cine este pentru? 1. Doar stați să ne numărăm. Amendament. Pentru amendament, da? Amendamentul domnului Dancă, voturi. Haideți să ne numărăm. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Deci, să înțeleg că sunt 15 voturi pentru amendamentul de amendament. Da, da. Vom întreduce la articol 9. Da. Poate nu era rău să întrebat consultantul dacă modificarea structurii... Nu, eu... În momentul când a fost trimisă votarea, a spus că puteți să interveniți în ce vreți dumneavoastră, numai în modificarea structurii articolelor, nu? Ca să nu ne periclităm finanțarea. Acum... Domnul secretar, noi modificăm de la 801 în sus. Până la 800 nu modificăm nimic. Exact. Obținem, le punem pe alea 800 și restul noi hotărâm. Da. Da, nu, eu am adus la cunoștință, nu... Eu așa am înțeles. Deci a fost aprobat amendamentul. Supune proiectul de hotărâre în forma amendată. Cine este pentru? Avem o problemă, avem 15 voturi, da? Vă mulțumim, domnilor consilier. Trecem la punctul numărul 2 de ordinea de zi, care este proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a obiectivului investiție, extindere de rețea electrică în satul Sohodor, comuna Horgești, județul Bacău. Domnul primar, aveți cuvântul, vă rog.
Astăzi venim în fața dumneavoastră, în urma discuțiilor avute în ședința anterioară și privitor la extinderea de rețea electrică în satul Socul 2. S-au discutat în momentul ăla la alocarea anumitei sume de bani, dar obiectivul respectiv nu era înscris în lista de investiții. Deci am luat într-un fel înaintea boilor. De data asta venim să în fața dumneavoastră cu proiectul de hotărâre privind extinderea de rețea electrică în satul Cudor, aprobarea de principiu și introducerea acestui obiectiv în lista de investiții pentru completarea listei de investiții. Mulțumesc! Scrie la cuvânt la punctul numărul 2, deci doamna viceprimar. Domnul Boboc. Domnul Dăvoc. Cine mai dorește? Da, mai dorește cineva? Lista rămâne deschisă. Doamna viceprimar a văzut cuvântul. Da, de ce s-a... Am spus deci era de atunci, nu că am pus și acum trebuia să venim neapărat cu asta. I-am zis din ședința trecută. Completarea listei de investiții. Am zis. Nu aprobarea... Nu, completarea listei de investiții, nu cu proiectul. Deci a fost. Da, aia a fost. Da. Cam atât. Important să se facă. Cât... Oricum știu că ați dat drumul, nu la... Atât. Domnul Boboc, aveți cuvântul? Domnul primar, eu aș vrea să vă întreb să fiu scurt. E bine că a venit ideea asta de investiție, dar nu s-a precizat aici unde se va face investiția, în ce locuri din Saxul. Că avem mai multe locuri acolo. Să fie și pe șoseaua principală. În toate locurile, că o să mulțumim pe unii de oameni și unul o să fie nemulțumit. Dacă chiar se dorește acum pe ultima sută de metri, și e bine, bine doar. Unde ați văzut mai ultima sută, că eu nu văd pe ultima sută. De ce ziceți așa? Am zis și eu așa, că nu unii știu tot. Asta e nu. Domnul, mai bine mai târziu decât niciodată. Deci, e bine, domnul. Ceea ce vă spun, ceea ce s-au făcut măsurători. Adică așa, că vrem să auzim și noi, ca să știm unii să facem, să știm ce votăm, domnul. S-a făcut pentru strada nouă, râul Riește sau strada nouă, strada nouă. De la spălătorie în spate. Așa, eu vorbim pe strada, care știe pe ce stradă stă acum. Deci, pe strada nouă, pe strada Pârâul Rece, pe strada Teiului, de la școală până la limita cu Extravilanu, pe strada Toamnei, cred, undeva în zona Puiu, acolo colțul la Ursul, Lucreția și Puiu, pe strada, nu știu cum se mai numește, aia spre... Strada principală, pe strada spre, de începând de la Mângelul Goraș, dreapta, spre Judulică, așa se fac de asta, ca să ne orientăm. De asta spre Judulică, stânga urcat până la zona, pleacă până pe Valea Sohodurului, până la ultima casă, până la limita cu Evcavilanu, pe lângă Nealul Turcan, ca să aveți repere, ieșim, trecem podul, trecem pe partea stângă și facem Valea Sohodurului, iar la fel, nu știu strada, sincer acum, nu, până ultima, strada Viei, și invers câteva case care sunt bifurcația aia care pleacă spre... Către Horcești, strada principală, către Horcești. Și drumul județean, începând de la pod, de la Gelul Goraș, până la ultima casă, la Câtâna Barentoai. Astea sunt zonele care le-am făcut măsurători și propuneze noastre. Da. Deci s-a aproape toate, domnul. Bine, suntem mulțumitor, domnul. Nu, eu vă spun ceea ce s-a făcut, deci ceea ce s-a demarat, suntem în lucru cu mai aveți ceva de da, la galeri nu mai erau cu extindere, nu? Nu, nu mai este. Nu s-au amintice. Da? E rezolvat? Nu s-au amintice. Gheț Simona,
că nu are să vină unul aici la Constantin, unde este Ciușmeaua, și până la Ghețimon, dacă a fost, nu este să... De acolo spuneți, nu? La Galer. Nu, Foarte bun. O să venim cu indicatorii tehnico-economici. E foarte bine că în anul 2020 vrem ca toți cetățenii comunei Cluj. Am mai aprobat și dacă țin minte, dacă nu mă înșeală memoria, în 2018 cred că am alocat vreo 300.000 de lei pentru extindere cea Sovodor. Sovodor și da. Probabil și da. Și Dona, nu, Lăcătură Zeu și Sovodor. Asta vreau să vă dar nu, deci nu acum, nu s-a pornit acum. La acest moment mai avem un alt... alte locuințe da. Fără curent da. Electric. Da. Ne puteți menționa zonele? După cât știu, eu sunt. Păi, da, să zic, dacă tot o luăm... Zona spre Extravilanul, în care în zona de Extravilan nu putem interveni. Deci, dacă, nu putem interveni. Dacă tot ne propunem da. Acest lucru, și da. E important ca cetățenii zonei Burgeș să aibă curent electric. Eu propun un amendament ca absolut toate zonele. Deci, chiar dacă este pe zona de Extravilan? Nu, toate zonele, unde păi. Extravilane, unde... Așa, da. Din celelalte sate, da. Să fie... Identificate toate zonele din Extravilan, că Extravilan... De exemplu, eu vă dau un caz, la Tăuător, începând de la strada Teiului, de la curs, unde era casa pădurarului, în care pleacă pe vale, nu putem să mergem acolo, că e Extravilan, nu avem cum să începem. Păi și pe strada principală era și n-am zis că facem... Extravilan, aici e Intravilan. Păi da, și n-am zis că facem puzul. Intravilan, doamnă, încă o dată. Nu putem să... La anul când se va face, când se va face cubul. Deci eu vă spun că sunt zone în care nu de, că o să mă întrebați, dar de acolo de ce nu s-a făcut? Și vă spun de ce nu. Mai mult decât atât. Așa foarte important să discutăm cu cetățenii comunei Turcești, să fim partenerii lor. Pentru că nu putem de la an la an să venim cu aceste extinderi de rețea dacă cineva se hotărăște să-și facă o casă în vârf de deal. Că suntem, sprijinim, dar și de partea cealaltă cetățenii trebuie să înțeleagă că și ei trebuie să respecte niște reguli. Niște reguli minime de bun simț, știți mai bine ca mine la... Că sunt obligat să respecte niște reguli. Sunt obligat să respecte niște reguli. Deci care ar trebui să fie respectat. Nu cetățenii le pun în arbitrare. E bine că în 2020 suntem cu toții conștiinți lucrul ăsta. Atât vreau să vă mai întreb. În cât timp estimați că veți veni în fața Consiliului Local cu indicatorii tehnico-economici? După aprobarea dumneavoastră, până noi trebuie să obținem avizul și începem să mergem pe zona REU. În momentul fără avizul zona REU-ului nu se poate face demararea CF-ului, DALI-ului, logic și normal. Bineînțeles, să ne spuneți sursa de finanțare. Și apoi vedem cu indicatorii și să găsim sursa de finanțare, împreună. Împreună, da. Da, nu prea interes, că, adică, la cum estimez eu numai la așa, probabil o să fie ceva de ordinul miliardelor. Și atunci o luăm pe bucățele, domnul meu, dar nici Dumnezeu nu a făcut lumea într-o zi. Corect, corect, dar de asta zic. Le luăm pe bucățele, suntem conștienti chestia asta. Acest heirupism, trebuie să le explicăm oamenilor, că nu o să trebuie peste noapte. Nu te aștept, acest heirupism dinaintea legilor locale, că ne-am dat seama că oamenii stau fără curent, bate nouă și nu e vorba. Nu, deci v-am spus încă o dată. Și în 2018 s-au discutat același lucru și nu erau nici alegeri locale, nici era ultima sută de metri. Frumos să formulați amendamentul ca să știe... Amendamentul a sunat felul următor, să fie identificate toate zonele din Intravilan, locuințe care nu sunt raportate la rețeaua de curent electric și să fie de asemenea inclus în această, într-o viitoare aprobare sau de principiu pentru extindere de rețea electrică. Am însemnat să modificăm și titlul hotărârii, articolul 1. Venim cu un proiect de hotărâre. Titlul vizează Sohodoro. Să modificăm din sat Sohodor în comuna Horgeș și atunci să duce pe toată așa sau... De fapt, până la urmă, hai spuneți odată, eu îmi notez exact cum este și... Deci identificarea zonelor. Din Intravilanul Comunei. Din Intravilanul Comunei. Satelor Comunei. Da. Care nu sunt raportate la rețea. Pentru a fi cuprins în extinderea rețelei electrice. Cuprinse
într-o viitoare extindere de rețea, da? Mai citesc o dată. Identificarea zonelor din intraviranul comunei, satelor comunei, care nu sunt racordate la rețeaua electrică pentru a fi cuprinse într-o viitoare extindere de rețea. Așa este? Da? Asta s-ar însemna alte extindere. Dar nu. Așa cred și eu. De statul sau ori să stați cu mâna Horgești. Dacă îi trece amendamentul, dacă trece amendamentul, un amendament, o să-l supunem la vot. Exact. Momentan, deci are cuvântul domnul Dancă. Da. Nu știu mai rău. Dar dacă trece amendamentul, domnul de mult, este valabil. În Horgești, înainte de țării ortodoxe să completa cu stâlp, este o zonă unde lipsesc stâlpi acolo. Da, știți? Încât știu eu, da. S-a pus că... Da. La tereță, la dealul meu. Nu, nu cred. Mai doi stâlpi, doi, trei stâlpi. Doi, trei, dar trebuiau puși. Da, nu-i complet. Și apoi văd aici că are vedere răspuns primit la ANRE. S-o primi răspuns la ANRE? Nu. Răspunsul inițial, că l-am discutat în ședința trecută. Dacă nu vine răspuns la ANRE, cade tot. Da. Deci asta ar trebui să spune proiectul după ce avea răspunsul la ANRE, băi, punem rețele, chiar ne-au autorizat să construim. Dacă acum noi ne aflăm în treabă cu proiectul. Domnul meu, dar când dați voie, dați voie să-mi dau o replică. Nu, nu, haideți să-mi dau o replică. Deci ca să putem face măsurătorile astea și toate chestia astea, ca să putem plăti de undeva, a fost prima interimar, domnul Dancă. Nu, 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 nu. Bun. Ca să ajungi la ANRE trebuie să duci documentația. Ca să faci documentația trebuie bani. Ca să ai banii trebuie aprobat lista de investiții. Deci eu cred că asta e aritmetica. Domnule, nu intra în amănunte pe care îi depășesc, încă o dată spun. Aritmetica spune destul de clar. Deci ca să ajungi la ANRE, va trebui o dată. Trebuie documentație. Ca să faci documentație, trebuie bani. Ca să ai bani, trebuie listă de investiții. Asta e ceva proiectul pe campanie. E problema dumneavoastră. Doamna viceprimară, aveți cuvântul. Domnul Dacă a terminat, da? S-a trecută, deci nu e chestii de campanie. La ANRE am primit un răspuns și ne-au trimis ce documente, dar spune, și ce documente trebuie să prezentăm. Trebuie să facem cărți funciare pentru acele teren, dacă sunt unde se montează transformatoarele, de exemplu, sau transformatorul nu este intabulat, trebuie intabulat, asta au cerut. Deci, astea sunt documentele care se fac. Nu că e ceva, după ce primesc toate acele documente, primește ANRE-ul, inclusiv de la cetățeni să avem declarațiile notariale și adeverințe că au case, după aceea nu e problema, asta e discuția. Deci nu că e ceva ce nu se poate face. Tot e să dăm drumul la documentație. Atât, doamna Tufescu? Da, mulțumesc. Da, o intervenție scurtă. Domnul Tufescu, vă rog. Eu chiar împărtășesc ideea domnului Dăvoc de a identifica toate zonele comunii Horgești, pentru că am impresia că ANRE-ul ăsta va da doar, cam acum se va întâmpla și se va obține niște avize. Nu știm ce se va mai întâmpla la anul, poate o să se schimbe total și legislația. Și atunci, dacă există portița asta ca oamenii care încă nu au autorizațiile alea de construcție și pot, printr-un alt mod, să demonstreze că au o casă de locuit, eu zic că ar merge, vine domnul primar și chiar așa să mergem pe amendamentul domnului Dămuc, să mergem cumva pe toată comuna ca să putem să rezolvăm problema acum și să nu mai lăsăm pe altă dată. Nu, să mergem cu altă experiență. Mergem cu asta, de luat. Eu am zis că identificarea tuturor zonelor și să se meargă la ANRE acolo. Haideți cu o idee, ideea e foarte bună, eu vă împărtășesc și eu și mi-aș dori, dar gândiți-vă că pentru doi stâlpi, eu dau un singur caz, cred că doi sau trei stâlpi trebuie pe Valea lui Tachin, pentru cei de la Regea. Am avut o discuție cu cetățenii de acolo, apropo de discuții cu cetățenii. Bun. Trebuie proiect separat, nu poți să-l bagi, îi tinde de rețea Tatăl Odor și nu spui pe stâlpi la Regea. Deci ăla trebuie proiect separat, cu extindere concret. Deci dacă la galerie s-au făcut șapte, domnul Dan, asta e... Eu nu am zis în momentul de față, vedeți că nu m-ar fi... Ba da, e foarte bine venit, în momentul de față mergem pe Sohodor, că așa ați demarat procedura.
Și nu dar, e nimic concret, deci nu văd o stradă. Dar... pur și simplu adăugăm la... Pentru lista de investiții. Ca să putem alunca acei bani care i-ați votat... Dar e îmbădată repede. De punctul de vedere, acei bani nu sunt alocați nicăieri. Vreau să-mi alocați, adică sunt undeva blocați în... Exact, în neam și noi trebuie să suntem mulți. Suntem acolo, în certare. Asta e obiectul. Domnul primar, eu am zis așa, noi ce votăm, votăm ce se întâmplă astăzi. Dar amendamentul dumnealui se referă la faptul că în perioada următoare să mergeți să identificați toate zonele. Aici noi ne referim. Da, în sine, da, proiectul pleacă pe suhoduri inițial. Dar nu are nicio legătură. Există relația. Eu, din punctul meu de vedere, dar asta e punctul meu de vedere. Fiecare punct. Dacă noi aprobăm un proiect de extindere relația statul ori, să venim cu un amendament, să hai să mai măsurăm și cealaltă statia comună. Deci trebuie să fac parte un alt proiect de hotărâri, să venim cu toate chestiile astea. Asta e părerea mea. Da, faceți cum credeți, nu asta aveți dreptul la chestia. Vă mulțumesc, domnul Tufescu. Cine mai dorește să ia cuvântul? Mai dorește nimeni? Atunci să punem la vot amendamentul domnului Democ. Votul pentru. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Să se identifice toate. Da. 7, da? Domnul... pentru? 8. Eu am votat. 9. 9. Împotrivă? Și abține? Eu o să mă abțin și o să vă spun și de ce mă abțin. 2, 3, 4, nu, 2, 3, 2, 3 aproape. Păi înseamnă că avem, avem 12 pentru. Avem 12 cu domnul, care alții nu au ridicat mâna. Acum nu mai ridică mâna sau n-are gură să vorbească. Dar n-ați explicat, domnule, stați cu masca în bot, domnul președinte, nu am înțeles ce vreți să spun. Domnule, noi vrem să discutăm problema de extindere țării pentru proiectul de azi. Cine de acord? Puneți și apoi amendamentul, domnule. Domnul secretar, mai formulat o dată lui amendamentul ca să înțelegeți. Hai să vă citesc amendamentul. Nu știu, când e vorba să se odoră, acum tot pun amendamentul. Dacă v-a spus clar pentru fiecare. Deci amendamentul sună așa. Identificarea zonului din statelor comunei care nu sunt acordate la rețeaua aerică. Identificarea sau încălcirea pentru a fi cuprinse într-o viitoare extindere de rețea. Acesta este amendamentul. Care va fi articol separat în această hotărâre, da? Care nu influențează proiectul de azi. Atenție! Deci amendamentul domnului Dămoc este mai mult o sugestie. Atenție! Nu, dar asta am vrut să zic. Ca să susțin amendamentul. Noi încă nu avem deschisă lista de investiții, deci nu există. Astăzi o aprobăm. Și lângă articolul 2 care scrie se aprobă completarea listei de investiții pentru statul Suhodol, mai introducem un articol care specifică se aprobă completarea listei de investiții cu... Cu ce? Cu identificarea. Cu statul Vecea, pentru că am așa, nu, cu statul Orgerești, cu toate satele, exact. Simplu. Și am rezolvat problema. Dar lista de investiții, domnul, cu tot respectul față de dumneavoastră, lista de investiții este ceva concret, domnul meu. Nu poți să pui ceva completat cu inventarierea. Concret, spuneți-mi dumneavoastră ce aveți concret în Socotor, în proiectul de astăzi. Ce concret? Ce străzi? Ce nu? Păi dar v-am explicat de complicat, dar n-am vorbit înseamnă. Deci, introducerea acestei extinderi de rețea stat Suhodol în lista de investiții. Ce faceți dumneavoastră concret, ce fac alții? Nu, n-ați înțeles. Nu, de acord cu dumneavoastră. Eu de acord, nu mă vreau să mă cer. Dar încă o dată vreau să vă spun. Ce să spun în lista de investiții? Inventarierea altor zone din comună? În lista de investiții putem trece așa ceva? Nu, păi fără inventariere, direct. Pentru satele, Corgești. Adică bun, și dacă găsesc la bază ceva, mai venim încă o dată în modificare listă. Toate satele. Eu am spus, menționăm toate satele. Și dacă nu identificăm zone fără case, nu facem. Ce, domnule, iartă-mă. Deci s-a modificat forma amendamentului sau era mult? Da, nu modificăm și specificăm fiecare sat în parte. Nu, spuneți-mi amendamentul ca să nu fie atunci dacă... Eu mai iau din proiectul de hotărâre de astăzi ca să fie exact la fel. Cum scrie extindere rețea electrică? Exact. Haideți, dar deci sunt toate cele sate, unii se identifică locuințe neacordate. Toate satele comune orice. Modificăm inclusiv și titlul, da? Deci, o dată, modificarea titlului. Dacă tot... Prin înlocuirea sat Suhodol cu satele comune orice, da? Domnul Dămoc, de acord. Iarăși, încă o dată, nu vreau să fiu cică contra. Gândiți-vă că s-au demarat niște lucrări numai pe baza
denumirea acestui proiect, domnule. Nu vă încurcă cu nimic. Ba da. Da, se schimbă proiectul, domnul meu, dar schimbare de denumire de proiect, nu, domnule. Nu, acum doar că extinderea pe să o dor și pune identifici în celălalt. În momentul în care veți schimba titlul proiectului hotărâri, automat și documentația va cădea. Trebuie să vă cădea toate din minunele. Trebuie să dăm în față, că e greșit. Oameni buni. E greșit modificarea. Asta e părerea mea, dar vreau să cum credeți în cuvinte. Dar trebuie să o luăm de la capăt, ia cu măsurător și iar întâlnim. Domnul primar, domnul președinte, o secundă. În momentul de față, ceea ce se poate face, domnul primar trebuie să vină cu un alt proiect de hotărâri în ședința următoare. În ședința următoare, dar nu, rămân la verificări, o să am identificat asta. Eu așa văd, pentru că în momentul ăia e legătură doar cu Domnul aici și ai spus că... Altfel încălcim, ne întoarcem înapoi proiectul ăsta care o comorni lucrările și așteptăm să măsurăm și în celălalt, să identificăm și să măsurăm în celălalt. Amendamentul ăsta acum decide cel care îl propune, nu decide. Dumneavoastră decideți prin vot, el decide dacă retrage sau susține, da? Categoric. Dacă mai să... Eu consider că nici în sine proiectul de astăzi. E identic ce propun eu cu ceea ce... De teama că cineva ar putea să câștige, nu știu ce, câte două, trei luni, s-ar putea ca oamenii ăia să mai rămână vreo 2 ani de zile, până vor veni alte adrese de la mine. Lasă-l așa cum am vorbit luna trecută. Lăsați-l așa cum am vorbit. Și totuși, dacă neapărat domnul consilier, un alt articol, pe viitor să se identifice pentru a fi într-o hotărâre viitoare. Că nu poți să pui în lista de investiții acum toată comuna. Și dacă ai pus toată comuna în lista de investiții, cu ce bani pleci la drum? Dar acum știți cu ce bani se face rețeaua sau hotărâre? Știți cu ce bani se face acum rețeaua sau hotărâre? Păi știm, pentru că acolo este pug făcut până la fântâna Palinului. Și nu mai e problema că nu au casele autorizației, dar pugul este făcut. Nu-i făcut pug pe toate coțurile comunii. În mod sigur, să prindem pug în viitor și nici nu putem să facem pug pentru două case care s-au făcut fără autorizație, că nu-ți dă voie legea. Și Dumnezeu, hai să-l facem pe ăsta așa. Deci, ce-o câștigați că au făcut numai doi. Pierdem să câștigi oamenii și asta basta. Dacă vreți să faci muncă, dacă nu stăm până mâine dimineață și... Iar mai mână în vă 2-3 ani, sunt oameni care stau la rândul de dumneavoastră. Nu-i neapărat să fie. Dar nu-i așa? Vin și eu cu amendament. Vin cu amendament. Să rămână acest proiect valabil, să se meargă el înainte, și vedem cu alt proiect asupra foarte scurt, prin care cuprindem diferența de stând care stând. Bine, asta tot o sugestie. Asta nu e amendament. Asta a votat pentru și atunci rămâne valabil. N-am înțeles exact, el s-a sucit. Nu s-a sucit nimeni, domnule. Ai vrut să trăiem de aici să scriu toate comunele. Toate comunele. De ce nu te-ai sucit? Deci el s-a sucit. Deci dacă s-a sucit, automat trebuie să-mi votăm. Nu. Nu, dar n-am votat. Nu, dar n-am votat. Proiectul, amendamentul. Amendamentul a trecut. Nu, dar nu, nu, nu. Amendamentul că n-a trecut, că nu s-a făcut și s-a făcut formula. Domnul Dămor, susțineți un amendament și dacă da, spuneți în forma. Domnul secretar, vă spun un lucru. Vă întreb un lucru, că sunteți secretar. Eu zic că răspunsul știu, dar trebuie să vă întreb. Cu ce încurcă dacă e trecut în lista de instanță? Tu nu poți să mergi separat în funcție și de fonduri, să mergi, fac extindere pe Sohodor acum că deja am demarat procedura. Exact. Încep când o să mai am posibilitatea, mai merg pe Răcătău, mai merg pe Vasga, merg pe Recea. De ce încurcă că e lista de investiții ca toate satele? De ce ar trebui să le faci pe toate la grămadă? Nu faci separat pe fiecare sat în funcție de posibilități. Eu de câte știu, tot ce am aprobat până acum au fost niște extindere de rețea pe bucăți de zone exact. De ce? Pentru că știu că acum un an de zile chiar a fost o problemă, lipsea o virgulă din hotărâre și cel proiectant a spus, vedeți că e virgulă, nu e, acolo e virgulă și aici nu e virgulă. Adică trebuie denumirea să fie exact cea care se merge la proiect și cea să nu fie deosebiri între denumirea hotărârii, ceea ce se aprobă și proiectul în sine. Asta știu că s-a întâmplat. Acum s-a venit cu un proiect de aprobare în principiu acestei investiții pentru Sohodor, tocmai pentru că în ședința anterioară s-au alocat niște bani pentru această documentație. Chiar trebuie să se facă, da, și în celelalte părți. Eu cred că obiectul hotărârii este acela de a pune la punct acei bani și a fi pus la locul lor. Adică
obiectul este ca banii care i-ați alocat în ședința anterioară să fie prin un obiectiv de investiție aprobat de către dumneavoastră. Și de aia suntem în fața dumneavoastră. Acum, mai departe de... Ca să nu ne mai întâlnim, domnul primar, doamna vicii, găsiți surse de finanțare și veniți cu o extraordinară în luna viitoare pentru celelalte zone și mari dragă aprobă. Oricum, acum, finanțarea vizează doar documentația. Realizați că cei 20.000 nu sunt indicatorii tehnico-economici. Deci să revenim. Domnul consilier Dămoc. Da, supuneți la voce ce-a propus. Care, cu modificarea titlului sau ce? Fără modificare. Deci primul... Doar adăugarea de articol. Identificarea, da? Deci amendamentul este identificarea zonelor din intravilanul satelor comunei Horgești, județul Bacău, care nu sunt racolate la rețeaua electrică pentru a fi prinse într-o viitoare extindere de rețea. Acesta este amendamentul, da? Haideți, vă rog frumos, cu puțină răbdare, când votăm să pot să număr și eu. Mă ridic în picioare și este pentru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Am avut 11 voturi pentru. Împotrivă. Împotrivă. Împotrivă avem 1, 12. Și atunci să înțeleg că avem 3 abțineri? Da. Stați, vedem. Da. Domnul Budnaru, domnul Tufescu și a treia care? Domnul... A, 3. Bun. Deci avem 11 pentru. Mulțumesc. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local de numărul 36 din 24.10.2019 privind atribuirea denumirilor străzilor din Comuna Horgești, județul Bacău. Domnul primar, aveți cuvântul. Da, prezentul proiect de hotărâre a apărut în urma constatării faptului că strada Altarului din satul Horgești a fost omis în hotărârea din Consiliul Local anterior. Doar din anexa 9. De aceea venim cu completarea, pentru că din discuțiile purtate cu cei de la SPC Bacău, ca să apară în nomenclatorul stradal pe care ei vor îl trimite la București, va apărea și strada Altarului pentru a da drumul la schimbarea buletinilor, marcelor de identitate, și pe strada respectivă. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul primar. Aveți doamna vice să scrie prima la cuvânt. Mai dorește cineva să scrie? Aveți cuvântul, doamna. Domnul primar, am cunoștință, domnul consilier, nu lasă fiind aici, că sunt înlocuite case, gospodării, care nu le-au fost alocate numere. S-au omis, nu că nu ar fi existat. Nu ar trebui, nu trebuia odată cu strada Țarului să introducem și... Nu există numerotația pe hotărârea. Da, stați, răspund acum. Cum putem face? Pentru că totuși s-au pus din februarie numerele la casă și deja au întrebat mai mulți, le-am mai dat noi cu BIS, dar a fost așa, BIS, nu că ar fi trecut undeva. Vă pot răspunde. Deci, în urma sesizărilor, echipelor care au fost la punerea numerilor pe locuință și la loturi, au venit un necesar pe care l-am făcut la ora actuală. Deja l-am achiziționat și în cel mai scurt timp... Nu mai trebuie să vedem să completăm lista. Nu. Hotărârea Consiliului Local, deci, se referă numai la numărul de străzi, nu la și la numerele acordate pentru străzile respective. Dar dumneavoastră, alțarul ăsta din Vasile Alexandrii până unde? De, care-i proprietatea? Uitați, până la limita proprietății. A cui? Mă dăm numită, uităm. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Gândiți-vă cine s-o cățătorit acum aproape și vrea să schimbi buletinul și multe lucruri. Da, s-a făcut precizarea și în cadrul expunerii. Strada Arțanului există, ați aprobat anterior 9 anexe, de la 1 la 9. De la 1 la 8 sunt hărțile, unde există identificate cu zone, cu străzi. Anexa 9 este un Excel în care sunt trecute toate străzile. Această strada Arțanului este în anexa 1. Apare, de aceea nu a fost modificată. A fost omisă din anexa 9. Geografic ați omis? Că nu știe toată lumea care și unde e domeniul, geografic, care e strada asta? Faptic. În Horgești, spune chiar aici. Este ultima stradă la... Am dat invitiu și nu s-o căsătorit acum, în cel mai rău. Eu care s-o căsătorit la așa? Dar cine ați invitat la căsătorit? Nu, domnule. Deci noi n-am fost invitat, da, păi.
Deci, standardul este prima stradă pe stânga, cum intrăm despre lăcătăul, înspre el să ieși, da? Asta, indicație, ce mai vedeți? Aia e și strada Arțarul, pleacă din Vasile Alexandrii, deci din drumul județean. Prima stradă pe stânga este strada Arțarul, care pleacă din drumul județean, din strada Vasile Alexandrii, până la limita proprietății private. Și era foarte scurtă la un moment dat. E și scurtă, da, e și scurtă. Și așa au rămas scurtă? Nu. No. E îngustă. Îngustă, nu e scurtă. E suficientă. Da, mai dorește cineva să ia cuvântul la proiectul de hotărâre? Are rost. Să punem la vot proiectul de zi. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Nu, avem mai multe amintare, da? Da. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență al Comunei Vorgești pentru anul 2020. Domnul primar, adresare. Anual aprobăm în cadrul Consiliului Local planul anual și perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență. Drept, noi avem prin anexa, a trecut la anexa la prezenta, prezentul proiect de hotărâre, planul respectiv, concret, cu datele concrete și anexele 1-3, care fac parte integrant din prezenta hotărârii. Dacă aveți nelămuriri și dacă aveți la discuție, eu dacă nu o să chem pe domnul șef să ne ajute. Domnul Demot? Cine mai dorește să scrie la cuvânt? Te-am vrut să-l chemați pe domnul șef să ne ajute. Da? Da? Ai dorește cineva să scrie la cuvânt? Lăsați-l deschisă. Lăsăm voie să deschisă. Deci se intitulează asigurarea resurselor materiale și umane. Acum alea umane îi găsesc în serviciul voluntar. De trebuie să faci de urgență. Atenție, e voluntar. Voluntar, știm asta. Vă întreb, sumele astea care sunt prevăzute aici, le avem sau nu le avem? Sunt, acum eu să vă răspund. Sunt sume care sunt, unele sunt alocate, unele sunt în viitor apropiat, dacă nu să avem posibilitatea să le alocăm. Deci, eu am înțeles că cam în felul următor făcut pe asta, așa s-a făcut și până acum. Da. Dar la nivel de țară nu se proceda așa. Prindem în buget la începutul anului, când s-o prins la nivelul țării. Majorări de alea, ne prezint că vine, nu știu ce, pandemie, nu știu, și nu mai avem bani pentru alea, nu mai avem bani pentru alea. Deci, asta să fie clară, sunt niște norme, în mod obligatoriu, care ar trebui să le aibă serviciu voluntar de serviciu comun, pentru a funcționa bine un serviciu voluntar pentru toate urgențe. Deci, sunt niște norme, așa trebuie să fie, de materiale, pe care nu au fost asigurate niciodată, de când e democrația. În totalitate niciodată, nu? Da, 10% nu au fost, din câte știu eu, doar acum au fost. Și care nu vor fi nici acum. Eu cam asta am vrut să spun. Da. Și mai mult decât atât, este serviciu, iar resursele umane sunt asigurate de voluntari. E muncă voluntariat, cam puțin să face cele din comună a fost gestor, dar vă trebuie să sper că azi. Domnul Dovoc, aveți cuvânt, am mulțumesc. La prima întrebare ar fi cine a tocmit acest plan? În sarcina cui, care e în sarcina primară sau al șefului SVS-ul, ca să știu? Deci, eu sunt inițiatorul proiectului de respectiv. Raportul de specialitate îl face șeful SVS-ul. Raportul de specialitate am văzut ce conține. Da. Sunt în trei rânduri. Planul. Nu, deci e făcut de domnul.
Am studiat un pic criteriile de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență. Conform acestor criterii, noi avem servicii tip V2. E ok? Da, cu siguranță. Conform acestora, știm că serviciile tip V2 au obligația să se doteze cu auto special de stingere, cu apă și spumă. Am avut aceste discuții. Da. Din punctul meu de vedere, ca să vă spun, la fel cum am discutat și noi am pus un pic plan mai graboilor. Deci noi ne-am angajat și la șef serviciu, dar el nu are obiectul muncii. Deci, conform acestor criterii, noi trebuia să avem această auto specială, că el să poată să-și facă obiectul muncii. Nu era condiționat. Nu este condiționat. E punctul meu de vedere, așa cum da, am spus. Da, logic. Dar nu e condiționat, asta am putut atât să vă spun. În regulă. Conform articolului 20, în funcție de tipul lor, serviciile voluntare au următoarea compunere. La tip V2 avem șef serviciu, compartiment pentru prevenire și grupă de intervenții care încadrează auto specială de stingere cu apă și spumă. L-aș ruga pe domnul Tenea să ne spună și nouă cine face parte din acest compartiment pentru prevenire și din această grupă de intervenție pentru stingerea incendiilor. Am mai multe întrebări. Dacă răspundeți acum sau dar la urmă, cum preferați. Da, o să vă dau răspunsul. Regulă. La articolul 24, la fel. Deci, ca să vă întreb, avem acest compartiment de prevenire? Există la acest moment? Cu siguranță, da. Regulă. Deci el trebuie să asigure un specialist pentru toate instituțiile publice și operatorii economici și un specialist la fiecare 500 de gospodării sau locuit colectiv. Avem. În regulă. Mergem mai departe. Există și organigramul acestui serviciu, toate persoanele... Cu siguranță că avem și organigramul. În regulă. Ajungem la criteriile de performanță. Și găsim aici ce ar trebui să fie asigurat unui șef serviciu. Și avem 1. Costum de protecție tip pompier. Cizme scurte din piele cu braț metalic. Cască de protecție cu vizor. Brâu pompier, centură de siguranță. Mănuși de protecție. Și sunt lucruri pe care le văd normale să le aibă la dispoziție un șef serviciu SVSO. Și aș vrea să vă întreb cum comentați faptul că în loc să facem achiziții de astfel de materiale, Primăria Purgești v-a achiziționat plover cu anchior, pantalon cu tercot, cămăși cu mânecă lungă și scurtă și pantofi de piele. O să vă dau răspuns și la întrebarea asta. Chiar vă rog. De asemenea, vreau să-mi spuneți, pentru că conform fișei costului aveți atribuția de a propune primarului și consiliul local măsuri de îmbunătățire a activității de prevenire a situațiilor de urgență. Dacă puteți să ne prezentați scriptic toate aceste propuneri care le-ați făcut, consiliul local până acum nu le-ați făcut, pentru că eu nu v-am văzut, deși v-am mai chemat în consiliul local. Toate aceste propuneri pe care le-ați făcut către domnul primar, mai ales că mi se pare agravant faptul că după ploaia de săptămâna trecută, a doua zi, dumneavoastră, în loc să fiți pe teren, să interveniți așa cum era normal, de față cu domnul primar, am aflat că erați plecat în, fără să înștiințați superiorul, erați plecat în interes personal la Bacău. Ceea ce mi se pare un lucru nu deloc normal. Intrăm direct pe planul ăsta, ca să vă mai întreb. De exemplu, văd că la acest moment, Comuna Purgești, în Comuna Purgești există resursă umană și anume 62 de persoane care sunt la acest moment pregătite să intervină în caz de situații de urgență. Aveți o listă cu aceste toate 62 de persoane? Siguranță că da. Chiar aș fi curios, de exemplu, să ne arătați cele 5 persoane care sunt disponibile pentru implementarea de măsuri la epizootii, grave, zoonoze, precum și la cele de natură fitosanitară. Aici nu le avem. Păi aici scrie că aveți 5 persoane. Nu, da, dar nu le avem în tabel. Care trebuie să vă pun la dispoziție astăzi, dacă vreți. Chiar vă rog. Clasificările avem un. Am văzut aici, de exemplu, la lucrări de investiții noi, că v-ați dorit telefoane mobile de 2500 de lei bucată. Sunteți de acord? Chiar așa scrie? Așa scrie în această tabelă. Greșit. Uitați-vă în plătirea pe care le-a spus să le votăm astăzi. Aici e vorba de 14 telefoane. Dacă vreți să vă luați telefoane noi, 2500 de lei, nu vă luați din bani publici, vă rog eu frumos. Pantofi de piele și tricou cu anchior mai merge, da. În principiu,
eu nu am pus să votez acest proiect, e practic un copy-paste probabil de la orice de altă comună. Insist să ne puneți la dispoziție toate datele pe care le-am solicitat și insist să vă faceți treaba pe care o aveți în fișa postului. Atât, mulțumesc. Cine mai dorește să ia cuvântul? Mai dorește nimeni? Supunem la vot sau... Eu nu am să intervin pentru că... Supunem la vot. Dar vreau să spuneți, domnul primar, dacă ați avut cunoștință că în ziua respectivă trebuie să meargă la Bacău, ora nu era stabilită, că în funcție de cum s-a rezolvat aici, așa arăcă tău. Dar ați avut cunoștință că trebuie să meargă chiar pentru acest plan la Bacău? A plecat în interes personal sau a venit și a făcut și raport pentru drumul? Eu era acolo, am fost dimineața, dar am vorbit destul de clar chestia asta. Dimineața am fost împreună cu dumneavoastră și dumnealui la raport. Puteți să ne pregătiți o dispoziție? Referitor la ce? Pentru că merge la Bacău. Dar nu trebuie dispoziție domnul meu, că să pleci la Bacău. Deci, dacă pleacă un coleg, dacă duce mâine să ia salarii, trebuie să dăm dispoziție că se duce în casierul să ia salarii? Nu știu, dar mi-aș pare ciudat. Bine, domnul, dar dumneavoastră ați dat dispoziție la oricine, care aveți părăția. Femeia era în teren cu pompul, cu... Era Serviciul ăsta voluntar pentru situații de urgență care are în organigramă plătit este șeful. Ești șef. Este cine? Ai 60, 40. În subordinea cui este salariatul respectiv? Primarul și consiliul local. Nu se poate să fie slugă la doi stăpâni. Nu există așa ceva. Noi am făcut organigramă. Eu știu că face parte din aparatul de specialitate al primarului și primarul este șeful aparatului de specialitate, începând de la secretar și terminând cu ultimul muncitor. Care este? Dacă dumneavoastră nu ați făcut, luați de la domnul consilier, cu constatat competență, nu știu ce, lipsă și așa mai departe, și luați măsuri. Iar dacă știați de treburile astea sau știți că este competent sau nu e competent, dați-mi răspunsul acum, ca să știm că poate să fie subiectiv analiza domnului consilier Bogo. Păi că nu-și face treaba, că nu-și face cinstitul raportului și așa mai departe. Pentru că este cunoscut faptul că există o anumită... Ieșând din zona asta de animozitate... Da, ca să lăsăm la o parte de urmete. Eu vreau să vă spun că, începând din declanșarea stării de urgență, și până actualmente, încă în care stăm în situație de alertă, pe teritoriul comunii Forgești au fost destule probleme. Dacă dumneavoastră le-a sesizat o parte sau nu le-a sesizat, asta e problema dumneavoastră. Noi, cei, ne place nouă să spunem, din linia întâi, am fost și am fost la problemele care au fost acolo. Vreau să vă spun că au fost probleme în care am lucrat sâmbătă și duminică. Am lucrat și am dat seama că, în afară de perioada de stare de urgență în care s-au dus alimente la persoanele peste 65 de ani din cadrul comunii Horgești, au fost trei rânduri de ploi care au afectat comuna Horgești. O ploaie în satul Horgești, o ploaie în satul Solodor și una ultima, de aici, Galeri și Bazda. Vreau să vă spun că e ușor să spunem lucrurile sau să vedem lucrurile frumos sau urât, depinde cum să le vedem. Dar încă o dată vreau să vă spun, noi
Suntem acolo în ploaie, pe românești. Dacă vedeți lucrurile altfel sau aveți altă părere, eu mi-aș dori să nu mai trecem pe situații de genul ăsta. Iar dacă este foc, dacă este apă, dacă este epidemie, dacă se scurge un versant și vine piatra pe un drum, cei care suntem cei din serviciul de deservire. Nu știu dacă m-ați văzut alte persoane decât cei care sunt conducerea primăriei și echipa de deservire care suntem la dispoziția noastră. Vreau să vă spun, din punctul meu de vedere, în momentul când apelez la un om, la un salariat din cadrul primăriei Horcești, la compartimentul de deservire, și cer sâmbătă să vină la ora 8 și terminăm lucrarea respectivă la ora 16 sau 17, sau ultima intervenție a noastră la ora 22 și 30 de minute am închis motopompa, că n-avem mai multe, găsim o modalitate dumneavoastră de plată, că nu există așa ceva, decât compensatoriu cu zile libere. Deci e singura modalitate la ora actuală legală de a putea ca omul respectiv să-i face într-un fel de compensatoriu. Asta e singura idee pe care vă spun. Punctul meu de vedere, dacă am sunat la ora 12 noaptea s-a fost foc și am zis domnul Cristi sau domnul Costel Pisecaru sau domnul Gheorghe sau domnul Marcel, ne întâlnim în punctul de acolo, la într-o jumătate de oră, într-o jumătate de oră ne-am întâlnit acolo și am intervenit până au venit pompierii, până au venit alte organe care să ne ajute, noi am fost acolo, asta e ideea principală. Da, poate să există subiectivism, nu s-a făcut așa, sau până am ajuns în zona respectivă, să vă dau un singur exemplu. S-a luat marea, sau poate greșeală, în ultima ploaie de luni, noi mergem și vedem și constatăm unde sunt problemele. Acolo unde ne sună cetățenii sau dacă ne anunță cineva. Dar noi venim, gândiți-vă că avem o singură, la nivelul de serviciu de voluntar de situație de urgență, o singură motopompă. Noi trebuie să luăm decizia, în primul rând, doamna vice-am fost, și am luat decizia să ajungem la o singură casă sau două case. Nu poți să ajungi la 10 case, m-ați înțeles dumneavoastră. Dureros este că, și am mai discutat chestia asta, partea asta de amărăciune, este că intră apa în curte, intră, trece de ciubote, nu vă spun cum arătam, nu, n-are rost, nu, noi nu venim să ne victimizăm, că asta ne-am asumat chestia asta, eram șoricei cu toți acolo, că ploua și noi tot acolo eram, și am intrat în apă, scurgeam cisma de apă, dar nu asta e menirea. Am fost acolo, am văzut. Și omul, cetățeanul, sau vecinii neafectați, se așteptau și se uitau la noi. Nu puneam mâna pe o lopată, nu puneam mâna pe o sapă, nu puneam mâna pe o găleată. Domn primar, intră apa în casă și până la unul, ce puteam să fac în momentul acela? Logic, a intrat și la galeri, am avut unul, a intrat în curte și era apă de 30 ceva de centimetri. Am fost și în Bazda, am fost și în Recea, deci au fost zone în care, pur și simplu, deci dacă am încercat să trecem spre galeri, dacă știți, de la Valea Lucătură, de la Ghiță Spătarul, de la Ghiță Porcul, cum știm noi, n-am putut să trecem, că am ieșit cu dastorul până la punte, în apă. Apa care venea de pe versant, de pe Valea Lucătură, deci m-ați înțeles. Deci nu ne-am pierdut, domnule, nu trecem, atâta era șuvoiul de puternic, încât ce poți să faci tu în momentul ăla? Eu vă întreb pe dumneavoastră. Ajungem, noi uităm oamenii într-adevăr și ne văd ca pe niște, cum să vă spun eu, ca pe niște salvători, dar noi până la urmă avem și la rândul nostru niște lucruri limitate, să constatăm și spunem, da, domnule, unii intervine, unii mai grav, la Ionel sau la Georgel. Și hai să intervenim, cine luăm? Intervenim cu motopompa la Ionel și reușim să intervenim. A doua zi intervenim acolo, sau stăm până târziu cât se poate vedea, pentru că la rândul nostru n-ai cum să stai noaptea la 12, noaptea să stai la om în casă acolo și să... Dar v-am spus, lipsa de atitudine. Deci să aștept numai să vină conducerea autorităților și echipa de servire și se vede să vin să scoată apa din curte, eu rămân cu gust amar. După aia intervenim a doua zi. Acolo au fost fântâni, au fost deciuri inundate. Într-adevăr, puteau da mingenii, puteau... Deci e o imagine pe care noi am văzut-o la fața locului. Dar
Oamenii altă n-au înțeles. N-au înțeles. Că noi nu putem, avem și noi puteri limitate, neavând utilarea chiar atât de perfectă cum ar trebui să o avem, intervenim atât cât ne lasă posibilitățile materiale, din punctul meu de vedere. Ce să faci? A fost oraș inundat. Deci asta e toată chestia. Asta e părerea mea, dacă vreți să... Mai sunați cu consilierii, mai chemați. Nu, 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 ar fi în chestia. Trebuie văzut... Nu, asta vă spun părerea. Deci, din punctul meu de vedere, ca să dau un răspuns, șeful CBUS n-am avut, deci încă o dată, în momentul când a fost solicitat, din punct de vedere al intervențiilor, nu am avut probleme. Din contra, dacă luăm diferențele, dacă și am mai spus o chestie asta și nu, eu nu-mi place să vorbesc gratuit, dacă luăm diferența dintre șef CBUS cu atribuții și cel care este, se vede diferența. Eu văd diferența. Nu de persoane. Nu discutăm de persoane. Discutăm de atribuții și șef CBUS. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul primar. Domnul Domocare, ceva de completat, urmează domnul Dudulică, care vrea să le asupra subiectul. Vă rog, domnul, dacă se poate, cât mai scurt. Scurt. Victimizarea e bună. Și poate fi, dar a doua zi dimineață, la primul oră, eram și eu pe teren prinsat, da? Oameni care mi-au spus următoarele lucruri, la Răcătău de Jos. E acel canal. Domnule, le spunem de luni de zile, veniți, domnule, și băgați buldul ăla și scoateți de aici, din șanscă. Acolo niciodată n-ar fi ieșit apa pe drumul județean, dacă s-ar fi de făcut... Nu, ba da, ieșea. La volumul de apă care era, dați-mi voie să vă spun că ieșea. De ce n-a ieșit din capăt atunci? A ieșit acolo unde a fost... Deci a ieșit de la părți, de la intersecții deja. N-a ieșit de la părți. Domnul Dămoc, mi-a dat apa pe drumul județean. Vreau să mă lăsați să vorbesc. Dacă vorbești vreo frumos. Înțeleg că sunteți o mare familie, înțeleg că vreți să vă apărați, dar vă stați să vă spun punctul de vedere. Vă rog frumos, da? Lăsați-mă să spun punctul de vedere. Păi dacă nu spuneți adevărul... Lăsați-l, domnule, să spun. Asta o să decide cetățenii. Asta decide cetățenii, da? La Galeri. De cât timp spunem, domnule? Deci drumul ăla tot de la fiecare ploaie e inundat. Inundat? Noi, la fiecare ploaie. La fiecare ploaie. A postat domnul Băuriș la fiecare ploaie, acolo se inundă drumul, da? Da? E greu să facem un șant? Prevenție. Cuvântul prevenție, cum este cunoscut, eu asta vă întreb. Pentru că vă plângeți că nu vine lumea la scos apa. Dacă v-ați face treaba preventiv... A, noi să ne facem treaba și în curtea omului sau unde să ne facem? Omului, domnule. Acolo, despre asta vorbeam noi, despre curtea omului vorbeam. De exemplu, cum cred din nou, Horgești, dealul unde avem asfaltul ăla și vă zic, de ani de zile de acum vă zic, veniți, domn primar, și faceți acolo, găsiți o soluție ca să vină apa, că e dita mai râpa să se ducă apa aia. Și nu. Tot balastru. Lăsați asta cu volumul, mai lăsați poveștile cu volumul. Tot balastru. Nu ați avut dreptate, nu nimeni n-a dreptate, cât dumneavoastră. Tot balastru plătit de noi, din bani. Deci, să fie... Păi am de povestit, că domnul primar are voie să povestească, să-mi florească. Nu spuneți nimic, Andrei, concret, lucruri trăite, domnul Claudiu. Nu, când cetățeni de la Vazga spun, au venit și au văzut prietenii protejații și au plecat. Eu ce să fac, să nu-i cred? Cum umi, domnule? Care-i prietenii și protejații? Întrebați oamenii, dacă asta e părerea oamenii. Domnule, dar m-a dat liniei după zbunul concret. Păi spune omul, copiatul Nicolae, vă zici că protejați. Și ați ajuns la partea că oamenii, că nu vă ajută oamenii. Da. Nu credeți că oamenii au un model în acel pe care l-au ales să-i reprezinte? Da. Dacă dumneavoastră în acești 4 ani și cu doamna viceprimar în echipă ați fi arătat și ați fi fost implicat și ați fi sprijinit oameni, de câte ori am spus, domnule, sunt oamenii care trebuie să ajute să facă. Deci după fiecare ploaie ar trebui să... în caz de se întâmplă să încetri. Dar înainte, domnule, înainte prevenția aia de care tot spunem, dacă vă dumneavoastră nu vă faceți treaba, dar lăsați să treci un model care stați toată ziua pe scaun în primărie și nu vă faceți treaba, oamenii de ce să facă, domnule? Așa e. Oamenii de ce să facă? Asta e întrebarea. Bun. Nu cumva sunteți consilier local și ales al poporului și să știnați un exemplu pentru acei cetățenii comună? Da. Deci, atât. Dumneavoastră, am venit la ora 13, soțul pleca la Bacoș, dumneavoastră în birou. Iar era plecat la Bacoș, dar sunteți instalat de la Bacoș. Domnul Gigi, da, domnul. Luați cuvântul, vă rog. Eu cred că de 10 ani am spus, domnul primar, ce trebuie făcut acolo unde pleacă asfaltul avale în sat. Trebuia două mașini de bărbați, pus înainte, ca apa să ducă spre cele două râni. Deci dumneavoastră sau... de balatru să rămână așa întregi, deci să nu le împingi, nu întind. Au fost 10, nu 2. Au fost 10 de alea. Sau faci un...
Faci din beton, noi, din beton, faci din beton, deci ca apa să scurgă și lasă de 10 ani și nu lasă pe nimic. Lăsăm pentru... Hai, nu, hai, o, da, domnul Dudulică, strig la ordinea de zi, vă rog frumos. Da, la ordinea de zi, mă, să spun. Cu privire la situația de zi, cu echipa de voluntari care este, așa, noi care stăm în comun aici, evident, domne, ce faci? Când vine o catastrofă de asta, cu ploi torențiale, cu viituri, cu noi, eu stau aproape de strada principală acolo și văd primăria cum trece cu mașina, trece cu buldo și domnul primar. Apropo, la toate inundații, și de acum am vedit-o așa. Domnul Dămuc face niște afirmații că dânsul stă la Bacău. Iar nu-i striga proiectul președinte. Nu, a fost... Ați primit Fițuica? Asta e discursul? Nu, nu, discursul. Deci faceți afirmații cu a fost informat. Știe domnul... Dacă a fost informat, spuneți de ce a fost informat. Eu stă la șosea și știe unde sunt eu. Păi de unde stați? Pe strada Mundrei, la Bacău, pe strada Mundrei, la Bacău, pe strada Mundrei, la ordinea de zi, nu mai lungim, stăm până se ia aici și aici. Problema e în felul... Uitați, domnule, telefonii de 25 de milioane și stați, așa să-și zic la treabă. Stați un pic, domnule. Dacă nu pierzi un monolog, domnule, eu am tăcut când ai vorbit dumneata. Așa, eu am vorbit, eu am tăcut când ai vorbit dumneata. Așa că, dumneata, fii mai comod, așa. Fii. Deci afirmațiile astea nu le mai faceți, domnule. Și nu mai veniți cu invidii și cu aia. Axați-vă pe proiect, nu că ăsta n-a făcut, n-a adres, n-a putare. Asta e rolul, asta e local. Domnule, de când mandatul de 4 ani de consilier, de 4 ani, așa? Deci, dumneavoastră, nu acum. Șundrele cu benzul în roate, cu răstru și n-ați votat nici proiectele care au fost necesare pentru toată comuna. Așa că, atâta, vă mulțumesc. Vă mai rugim, vă lasă, vă dați și dreptul la replică, o să ajungem la diverse. Mai vrea și domnul Dacă să ia cuvântul. Eu vreau să vă spun că domnul primarul a avut dreptate. Toată lumea își face datoria. O ploua seara și dimineața când se ies în drumul principal de asfalt, ziceai că e Marea, Dunărea, numai că e Troaie, dar nu era unul, era aproape 8 ceasuri de acum. N-am văzut picior de SVSU, de primărie, de ceva. O poleai pe Troaie, nu puteai să treci cu mașina pe drumul principal. Dacă stai în Bacău, nu stai aici. Asta e un Bacău. Da, asta e un Bacău. N-am văzut, doamne, pe nimeni atât de agitat. Lăsați pentru următorul punct polemicii și toate chestiile astea. Vă rog frumos, dacă are cineva să ia cuvântul, dacă nu spunem la vot. Mai vrea cineva, domnul Dobocan, ridicat mai întâi, și apoi domnul Crețu. Nu era firmă? Domnul consilier. Problema asta cu urgența și cu DSI-ul, trebuie să o luăm în serios. În comună, până acum a fost o bășcălie asta, așa, avem numai PLT, așa, totul votăm, totul întindem, dar să o luăm în serios, domnule, că e nevoie în comună la noi de problema. Dar nu ne învățăm așa, ridicat mâini sus și a ne apărat politicul în gata. Hai, domnule, să punem mâna la treabă. Că chiar dacă noi ne apărăm aici, cetățenii din jură cei care se uită la ședința asta, care știe cum și de ce. Ai rog pe domnul primar, că așa de tare la căina pe domnul Temea, hai să facă treaba domnul Temea, domnul primar, la fel și noi, dar nu primim cu domnul Temea, în general. Dole, e un serviciu pentru care să ceri bani, am văzut că să ceri bani, să ceri echipamente, telefon, să ceri grija noastră consilieră și nu-i pomeni cu grijă de oameni, că până la urmă, asta nu e afaceri bune. E o problemă a fi bună. Cam atât am avut. Ați consilier, eu știu din experiența de viață care o am, că situațiile de urgență sunt cele care au mult neprevăzute. Nu trăiesc cu impresia că eu lau cu periuța și încerc să laud pe cei care sunt în primarie. În situații de urgență, exact cum spunea și domn primar, e bine să ne mobilizăm, e bine să încercăm. Domn primar, cu ce te pot ajuta? Vorba dumneavoastră, păi stai și te uiți la mine.
cel puțin să te văd că te implici cu ceva. Eu vă spun sincer, nu vreau să fiu înțeles greșit. Mergeam spre Mărăscu cu tractorul la mare și urcam panta. Urcam panta să mă duc spre Mărăscu și l-am văzut pe tractorașul ăsta nostru care era cu remorca după el, Căliman. Da. Așa. Poate n-a sărac acolo, se răsturnă, dar poate fi răsturnat să remorca. M-am întors înapoi, oameni buni. Da, te spun că e bine, că e bine să fii în zonă și să încerci să ajungi dacă se poate. Să confirmi doamna de ce primar, cât m-am chinuit de acolo, de l-am tras de acolo și l-am pus pe poziție de înaintare. Dar nu am cerut primarului să-i zic, bă, dă-mi și-mi iau un dor de motorină, îmi fac mulți. Mi-am văzut de treabă, n-am cerut nici laude, dar haideți să nu-i mai murăm și să-i scuipăm. Haideți să ne implicăm cu toată lumea, asta e ideea. Dacă ne implicăm, o să vedeți că treaba este mult mai bine. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Crețu. Sper să nu mai stii invitația cuvântul, suntem la votul 3, domnul 4, Dumnezeu de Neadizit și ești cu colite să scoate de acolo, fi greșeală, mă, sigur, cu 14 telefoane, cu 2. Nu e greșeală, ele sunt existente. Are două. Au intrat în necesar. Două sunt. Două, mă. Necesar, dar noi, bine, au fost cumpărate. Banii ăștia sunt pregătiți doar pentru abonamente, domnul secretar, pe toată perioada anului. 2000 de lei. 2500. Uitați-vă la punctul unde scrie 14 telefoane, sunt două existente, dar au încheiat contracte în urma că dumneavoastră, n-aveți de unde să știți, dacă nu m-ați întrebat. Dar puteați să specificați, doamnă. Nu vreau să-mi spună și dumneavoastră. Asta e situația. 14 le aveam funcționarii, cei care fac parte din cadrul echipelor de intervenție. Scrie două existente. Și prevenire. Și trebuia, domnul Temea, să-i spune, domnul, dar nu știu ce, câte perechi de ciorapi ați luat la intervenție picioare. Dar nu interesează. Nu trebuia, domnul. Vă rog frumos, trecem la vot. Cine este pentru? Cine este pentru? Împotriva avem? Abține? Abține. Avem o abținere. Două abține sau trei? Deci domnul Dămoc, domnul Boboc și domnul Tufescu abținere? Nu, mai este aici, domnul Dancă. Da, domnule, e abținere. Domnul și domnul Dancă, patru, da? Da, abținere, da. Înseamnă că avem 11 voturi pentru, da? Trece la punctul 5. Pe ordinea de zi, vă rog cum să vă scrieți. Deci, o zi bună și vă mulțumesc. Domnul Budnaru. Domnul Budnaru. Domnul Budnaru. Da, ce mi-a dorit pe? Domnul Dancă. Știu eu, mă. Domnul Dancă. Lista rămâne deschisă? Da, să începem cu domnul Dămoc. Da, mulțumesc. S-a tot tras foară în acești 4 ani că nu aș avea ceva personal cu familia Temea și că sunt subiectivă tot ceea ce privește această neconcordanță de idei, ca să nu-i zic altfel. Comuna Forgești, dacă ai curajul să fii diferit, să nu fii de acord cu marea majoritate, ești făcut rău, răutăcios, invidios și toate celelalte apelative pe care le știți. Tot ce am încercat în acești 4 ani a fost să ca cetățenii să vadă și o altă parte a alesului local. Aceea de transparență, a luarea unor decizii. Eu pot să ies, că nu sunt întrebări și interpelări. Dar pot să nu mai vii, toată anul, e. Aceeași transparență în cheltuirea banului public, aceeași transparență în luarea deciziilor pentru cetățeni. Adică ea e cea mai bine. Domnul Bogdan, vă rog frumos, are cuvântul domnul Dămoc. Vă rog să mă lăsați. Dacă vreți să vă înscriți, lista e deschisă. Din punctul meu de vedere, absolut tot ce am făcut în acești 4 ani a fost în interesul cetățenilor Comunei Forgești. Și subliniez, ca să înțeleagă toată lumea, nu am absolut nimic personal cu familia Temea. Din potrivă, îi susțin să-și facă treaba. Chiar nu făceam probleme. Problem? Puteți să o luați ca o declarație politică, trebuie să o luați ca orice, mă lăsați-mă să vorbesc, vreau acum asta. Dacă ei și-ar face treaba pentru care sunt, plătiți din bani publici. Asta e, că vor, că nu vor să recunoască, sunt plătiți din bani publici.
Dacă nu mă interesează să știu, tu e șef SBSU, în cât timp, dacă doamne vește un incendiu în Forgești, vreau să știu cine intervine, în cât timp intervine. E rău să întreb lucrurile astea? Dacă vreau prevenție și vreau să nu mai vină apa, să intre să stea oamenii cu mânul în case și vreau să se facă șantul și și-am cerut, e rău lucrul acesta? Eu vă întreb. Dacă am cerut să fie transparență în cheltuirea banilor publici și am făcut proiecte și acum sunt publicate cheltuielile pe bani publici. Uite așa, am aflat că domnul și-a luat tricou. Asta e, a considerat ce și o să-și iau un pantof de piele și tricou. Eu mă simt dator în fața cetățenilor comunii Borgești să sesizez aceste lucruri pentru că mie nu mi se par normale. Și eu, dacă aș fi fost primar, l-aș fi dotat cu ciubote să meargă la ploaie, nu l-aș fi dotat cu pantof de piele. Nu? Că nu se însoară omul. Omul are servici de situații de urgență și trebuie să intervină în caz de ploaie, în caz de incendiu, în caz de cutremur. Toate aceste lucruri... Domnul președinte face bilanțul sau... Da, eu declarat... Domnului... Da, îl spun fac eu în propriu bilanță față cetățenilor. Nu mai întrebări interpelări pentru probleme din comunitate. Nu trebuie să stăm să ascultăm bilanțul sau... Vă rog frumos să mă lăsați, da? Dacă ați fi mai întâi mai răbdător. Da? Urmează să mă jurați ca să știu ce urmează. Nu, domnul, stai liniștit. Suntem în ședință. Cam asta e atitudinea, am văzut. Cam asta e atitudinea. Ai văzut. Într-a da, voi, dar în ședință nu. Atâta să mă rog. Din punctul meu de vedere, în acești oameni am fost total transparent. Am asigurat o transparență între instituția primăriei și Consiliul Local Forgești și cetățenii comunei Forgești. Iar dacă cineva are să-mi reproșeze ceva anume, cu siguranță îmi vor reproșa, da? Dar nu să-mi reproșeze mie unii că nu știu ce, că de parte ei ar sta toată ziua și m-ar supraveia cu mine unde sunt și când sunt eu în comună, da? Eu poate sunt 24-24 în comună, da? M-au verificat ei de câte ori am venit eu în comună, în satul Forgești, știu ei lucrul ăsta? Probabil că stau pe camera mea de supraveghere, că stau degeaba prin birouri și urmăresc și lucrul ăsta. Posibil și lucrul ăsta. Mă aștept la orice. Da, eu... Dar de aici, până la mă acuza treptat și constant că eu am ceva personal cu ei, nici pe departe, să-și facă treaba pentru care sunt plătiți, de asta sunt viceprimar, de asta sunt șef SBSU, de asta avem primar, să-și facă treaba. Da? Și eu, când o să fiu și dacă o să fiu pe poziția lor, o să-mi fac treaba. Și dacă cineva o să aibă de îndreproșat, să-mi reproșeze. Atât, mulțumesc. Vă mulțumesc. Urmează domnul Daru. Domnul Daru, e o întrebări pentru domnul primar. Vreau să știu cu grădinița la Răcătău, dacă sunt ce bucări. Da. Și dacă am reușit să rezolvăm problema cu apă și canal, problema de acolo, de la râpa Galești. Dacă nu, poate reușim să intervenim prin cineva, să umblăm la... Să intrăm la inima omului, să ne ajute, să ne dea scrisul la un notar, ceva, să putem demara lucrarea. Atât, da? Domnul, atât? Atât. Da, domnul primar, știți că am depus o adresă acum vreo săptămână în urmă, două săptămâni, cu o săptămână înainte de a veni vigilia aia, referitor la strada asta, preot Constantin Galeriu. Și bineînțeles, și prin alte zone, v-am spus în adrese la ce zone m-am mai referit, de prin Bazga, de prin despre biserica aia ortodoxă de la noi. Așa că n-am citit răspunsul, probabil cred că l-ați citit și dumneavoastră înainte, că l-ați semnat. Am primit așa niște răspunsuri ca și cum mi se fac mie niște favoruri referitor de pe strada pe care locuiesc și bineînțeles mi s-a spus clar că s-a intervenit în fiecare an, domnul primar. O să vă rog să confirmați dacă din 2016 și până acum, că tot se discută despre persoanele favorizate, plăcute, la privirii pe dumneavoastră, dacă ați intervenit vreodată pe șanțul acela să-l curățați, să scoateți din el mărul, să scoateți din el, că a ajuns deja la nivel cu strada, ați văzut că ați fost acolo, sunt trei porțiuni, am solicitat niște lucruri mărunte, în sensul că nu am cerut nici măcar pietruirii, deși mi s-a arătat o listă că la Negru Carmen, sau cum îi spune Radu Carmen, îi spunea înainte când era fată, erau trecute acolo niște mașini de piatră, nu le-am văzut, bineînțeles, nu s-au pus niciodată, deci acolo nu s-a intervenit de 4 ani, deși se spune că în fiecare an s-a intervenit, în fine, dumneavoastră veți confirma dacă e adevărat sau nu. Există o voie, văzut-o să ceva treaba cum trebuie făcută. Ori, dacă asemenea oameni nu sunt urmăriți, trebuie să spune că trebuie să fie urmăriți. E cuvânt urât. Dar dacă nu sunt urmăriți, treaba nu și-o fac cum trebuie niciodată. Trei, pur și simplu, îi spui din gură, a făcut iar pe mijloc și împărți
când o să plouă iar, clar, nu se va întâmpla nimic. Rugămintea mea este să nu mai facă cu adresă. Să trimiteți buldul ăla odată, să scoată mărul de prin șanță, să-l desfacă. Pentru că cu o zi înainte de ploi, nu știu care a fost de la ajutor social sau ce persoană a fost trimisă, că mai nou, în loc să vină persoană asistată social, vine de domnul Temea. El a zis la CBSU, nu am nimic împotrivă că l-a trimis să taie el buriene ca să-mi deranjeze. Da, e problema lor, asta ce și cum se împart. Deci chiar eu nu aduc chinire la nicio persoană. Dar persoana care, domnul, vă rog frumos, domnul, persoana care a curățat și a tăiat buruienile, domnul primar și v-a spus, și știți, clar, a luat pur și simplu ori în bătaie de joc, ori în dușmănie și a aruncat tot buruienii cât mini din altii, le-a pus în șanță. În momentul în care a venit viitura aia, a scos tot în stradă și a făcut, deci era strada, care își spunea și domnul Bunar, vă luați și să-i intervin la tine, că ai o stradă perfectă, era într-adevăr cum trebuie. Faptul că s-au băgat buruienile intenționat, că altfel nu pot să spun în șanț, s-a distrus complet, drumul ăla a devenit aproape impracticabil. Acum, eu rugămintea mea este că poate veți veni acolo, veți scoate, sunt trei porțiuni, trebuie curățate, nu e o filozofie foarte mare, nu e o muncă extraordinară ieșită din comun. Ar fi vrut ca și mașinile care erau trecute pe listă să fie ajuns acolo la Radu și la Negru Carminu, unde mâlul tot timpul este pe până la găsă, cetățenii care votează și care au încredere în noi, că vom mișca ceva și că vom face în continuare. Oamenii ăștia, degeaba ne plimbăm prin sat, trebuie să și le demonstrăm că vrem să facem ceva acolo. V-am spus, când am citit hârtia aia primită acasă, mi s-a părut cumva că mi se face mie un favor. Nu mi se face mie niciun favor. Încă o dată repet, se face pentru cetățenii din zonă. Ați promis acolo că veți merge și veți rezolva problema fântânii. Eu cred că cu 2000 de lei s-ar putea rezolva problema fântânii de acolo. Ca oamenii să nu mai bea mâncă. Eu cred că veți ține cont de ceea ce v-am spus și pe viitor să vă rezolva problemele astea. Nu sunt grele de rezolvat, domnul primar. Domnul, trebuie să-mi pregătesc o întrebare, vă mulțumesc. Acea fântână e inclusă în domeniul public, în inventarul public? Este în domeniul public și de 4 ani de zile tot spun despre ea, povestesc despre ea. Pentru că la un moment dat, când era domnul Țurcan primar, chiar a fost închisă, este închisă și la ora actuală. Cei care au fost și au văzut-o, scris clar pe ea, apă nepotabilă. Sunt oameni care consumă de acolo și trăiesc cu... Nu au altă posibilitate, știți, că ca să investești într-o fântână în zona aia acolo, eu vă spun din proprie experiență, m-a costat pe aproape 4.000 de euro să fac lucrul ăsta. Este pânza freatică foarte jos, nu toți oamenii și-au permis lucrul ăsta. Și eu dacă mi-am permis-o cu sacrificii mari, vă dați seama, pentru familie. Deci, un lucru de a ridica un tub mai sus se poate. Se poate investi acolo, 2.000 de lei. Să turnăm și o placă de jur împrejur. Vă mulțumesc. Urmează domnul Cădreanu. Prima, aveam acolo la Bucării, la Mugheale, stații de autobuz și se mută în cadrul ăla cu săpânde, mai vine ploile și mai facat el. Dacă se poate. Atâta. Domnul Dan Curmează. Da. Mi-a dat spun, având în vedere că ați discutat de economisire, de iluminat public, m-a îngrijorat un om care să stingă și să aprinde becurile, mai să nu ardă 2 ore dimineața, 2 ore seara în plus. Chiar e atât de greu? Păi este ce vreau, mă duc. Nu este, dar nu se pricepe niciun, dacă becul alea ard cu 2 ore înainte să sting cu... Cum este? Nu este. Soarele sus, becul ard, n-am nicio treabă. Atât, domnul Dragă? Da, nu cred. Domnul Dudului Curvează. Da, domnul primar, cu privire la școala de la Sudur. Greu, greu ne e. Care-i problema? Mai comunicați cu șeful ăsta care are lucrarea în primire. Vine vadeaua ca să o dea în primire, dar ar să dea eu vina pe virusul din cauza lui, dar eu n-am văzut decât o câțiva oameni în fiecare zi acolo. Mari lucrări, nu știu, mai forma cineva, poate greșit sau poate e adevărat. Are lucrări multe și face o leacă aici, o leacă acolo, o leacă acolo. N-ai. Atât? Domnul Bogdan, am văzut, mă scuzați că v-am întrerupt, dar v-am trecut și dumneavoastră aici. V-ați înscris la timp și v-am lăsat să interveniți. Din păcate, am îndeplinit mai multe funcții în comuna asta și mi le-am dat la îndeplinit.
Din propria mea experiență, știam că vin în fața Consiliului Local și voi fi întrebat ce ai făcut lunea trecută, ce ai făcut marți, ce ai făcut săptămâna trecută. Și ca știind lucrul ăsta, aveam un camietă care scriam pe el. Și fac în fiecare zi. Și indiferent cine mă întreba, carnețelul în față și puteam să răspund ce fac. Asta vreau. Săptămânal, văd că tot pe primul plan în familia Artemia, să vină la fiecare ședință de Consiliul Local, avem dreptul ăsta, deci nu e în afara legii, să vină să spună ce a făcut în fiecare săptămână. Și atunci... Domnul Dolceanu, vă rog frumos, dacă vreți să spuneți. Ea are în memorie, domnul. Și atunci să știți că se aplanează toate discuțiile astea. Ăla face, pe ăla nu face. Ședința următoare, în săptămâna. Nu e greu. Eu, deci, un proces am eu și am să sunt domnitor. Nu, văd că nu găsea înseamnă. Deci mâine, ce vreau să fac? Asta. Mâine sară, luam carnețelul și mă uitam. Bă, asta am făcut-o, asta nu am făcut-o, asta nu am făcut-o. Și programam pentru ziua următoare. Așa, deci ca să poți să fii în temă, să nu te dea nimeni să te facă de râs. Cum a fost? Da, problema, că l-a văzut la Bacău sau unde l-a văzut. La lac trebuia să lăsăt carnetul ăla mai mult. Da. Dacă domnul Bogdan, mai dorește ceva de la cuvântul, dacă vreți să încheiați. Ideea. Ce să lăsi? Ideea să nu am. Jurnal. Nu copia, nu domnul ăla, că zic nu copia, nu vor și el. Până de seara aici. Deci atât. Și cu asta îți vedeți să încheie toată... Doamna vicepremar, să fie ședință, am venit cu centrala la școală, la... Da, dar putem să discutăm și în afară. Da, asta am zis, că mi-am amintit așa de centrală, dar totuși ceva... Trebuie să fie un motiv, domnul Jumar, pentru care centrala... Nici am trecut când au fost prin Jumar de la... De unde e problema? Atât a fost, doamna vicepremar? Da. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? O sugestie din partea la domn primar, m-am lăsat la urmă fiind președinte. Problema la galerii. La vechea problemă la drumul la galerii, unde să strică tot timpul. Din discuțiile avute cu cetățenii din zonă, pe deal, sus, deasupra pe deal, a fost un canal făcut. Canalul ăla nu mai există. Așa. Deci, inițial a trebuit făcut canalul ăla. Iar jos aici, la Mihăilu Florin, podul ăla modificat, făcut un pod care să capteze toată apa care vine de deal, să nu mai trece pe drum. Asta ar fi o problemă care s-ar putea face. O sugestie, asta e o sugestie și confirm ce a spus domnul secretar. Vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc pentru cartonul. Haideți, domnule, vreți să-i răspuns? Da. Răspuns, domnule. Da, unde să puteți să dea și răspuns, domnule. Vă rog frumos, domnule. La domnul Dămoc nu văd nicio întrebare, n-am cum să răspund nimic. Domnul Bătnaru, credința răcătău, noi s-a declarat câștigător, numai că cel care au pierdut, că așa e în țara românească, au cerut, nu au contestat, nu mai avea, au cerut dosarul de achiziții, omul să vadă dacă într-adevăr s-a depus corectitudinea. Astăzi, la sfârșitul zilei, ar trebui să fie definitivarea respectivă. Deci, eu zic că dacă asta se termină, iar Dumnezeu se termine, că nu mai are nicio cale, e ultima cale. Am pregătit, am spus tot, de acolo mai știu, domnul meu, dar încă o dată, nu. La apă și canal. În ultima discuție, în ultima ședință a Consiliului Local, vă spuneam problema pe care noi o întâlnim. N-am găsit nici la ora actuală înțelegere din partea omului, proprietarului respectiv. Săptămâna asta, cred că la început, ieri sau vineri, am făcut adresă... Asta vreau să vă explic. Am făcut o adresă către un evaluator pentru a ne trimite o ofertă de preț, pentru a evalua terenul respectiv la prețul pieței și să facem o expropiere în domeniul public, în interes public.
Numai drumul sau toată? Nu, a porțiunea de drum care ne suprapunem cu, cu dumnealui. Urmând ca dumnealui să ne atace după aia în judecată, dacă are vreo de lămuriri. O să venim în fața Consiliului Local în momentul când n-am primit răspuns încă de la domnul evaluator, să putem să facem, să vină să facă de treață și să trecem la... Voi, vom intra în ședința Consiliului Local, cu acceptul Consiliului Local, dacă suntem de acord cu notificarea evaluatorului, cu ceea constatările evaluatorului și cu suma de bani pe care dumnealui o să o să rezulte din una evaluării respective. Mă gândeam la coarda sensibilă, poate. La coarda cui să mă îndrăgă? Se poate să conteste hotărârea de Consiliul Local în instanță, dacă da, doamne, eu am spus de la început. Ea nu suspendă. Nu suspendă activitatea, că noi suspendem în continuare. Asta e singura soluție de la asta. Altfel nu putem să ne... Suntem în situația de a obține, deci... să fie câștigător sau terminat și acolo erau ultimele definitivă și noi să nu reușim să obținem autorizația de construcție pentru că din cauza drumului respectiv. La domnul Tufescu, referitor la șanț și persoana care v-a pus, noi am discutat după respectiv, doamna Vici vă poate răspunde pe cine a pus acolo. Da, a fost localul Cristian Vici a fost acolo și Rizia urma să vină să adune iarba cu căruță, pentru că nu are căruță. Și a venit ploaia și n-am mai venit. Ploaia a venit la... În momentul când am vorbit cu Rizia, da, în momentul când am vorbit cu Rizia, nu era la domiciliu și a rămas cum ajunge acasă, merge și adună... Pe care o trăgea la mijlocul drumului, că să nu s-o bage în șansă. Deci era asta mai simplu. Știu despre ce mai simplu. S-a distrus un drum care era practicabil, practic. Din vina unor oameni care nu sunt urmăriți și nu-și fac treaba cu timpul. Iar aici, încă o dată cu... cu tăierea, toaletarea, copare, aveți, aveți în... Da, vă rog. Deci la salcăm, să intervenim cu echipa de deservire și să tăiem... Pentru că anul trecut, dacă v-a fost aminte domnul primar, da? A umblat domnul Temea și cu Buzul și am mers din poartă în poartă și am întrebat omul, ești de acord să toaletăm aici? Da. Unde e? Intra în stâlp, nu trebuie neapărat să mai cerem acordul. Clar, acolo. Spuneți-mi dumneavoastră, de unde se termină gardul omului? Unde începe domeniul public? La 3, la 4, la 5 metri începe domeniul public? Pentru că din gardul omului și până în drum există, cred că mai mult de 3 metri, care sunt plini de burenile, sunt până la gât. Ori omul ăla când nu vrea, când nu vrea, chiar nu avem posibilitatea de a găsi o soluție și a-l forța să-și taie. Iar în partea cealaltă, despre dincolo de șanțe, este teren agricol într-adevăr, dar eu zic că acolo mereu s-a toaletat. Acum nu să știu de ce nu se vrea să toaleteze. De ce nu există soluții? De ce nu se poate? Să lăsăm așa, v-am spus, au venit cei de la E.ON și au spus, domnule, nu putem să facem nimic. Noi vinim țarul, firul, l-am legat la loc. Dar atâta timp cât însalcăm ăștia, merg printre firii până sus și când bate vânt, furtuni, se rup, v-am spus, mi s-au distrus aparatură electrocanică și casnică din familie, nu mai mie. La alți oameni și la alți oameni de acolo, v-am spus, nu este un favor pentru mine, este pentru comun ceea ce faceți acolo. Dar o secundă pot să vă răspundea. Știți care e problema? Și când s-a fost la toaletare, dumneavoastră ați văzut că s-a fost cu bundă și stau din cupă și taie, toaletează copacii. Acum ar fi și cu inundacitate. Bundă e atât de ucă, adică bun, trebuie să facem acolo, trebuie să facem acolo, trebuie... Nu știi cum să-i împărțim și am luat o ordine. Plus că e și defect acum, deci funcționează... Eu încă o dată repet. Și am zis și de față cu domnule, aveți vorba noastră, dacă se vrea, se poate. Deci lucrurile astea au început, începând din primăvară, eu am mers și către Gioseni, am mers și către, domnule, primăriile, chiar și acum, către Buhoci, deci din primăvară, taie, domnule, nu se uită. Tot ce intră în firii taie, dacă o luăm frumos, azi o uliță, mâine alta, apoi mâine alta și prevenim lucrurile astea, deci trebuie să prevenite. Nu lăsăm că se adună tot peste tot și nu mai putem să facem față. Nu mai prevenim din timp. Merg, am văzut acolo, e problemă. Mă duc și tai acolo. Unde este problema de rezolvat? Că dacă le lăsăm pe toate și vrem să le rezolvăm pe toate odată, n-avem cum. E clar? Din prima oară, bună, doamna, fac o zi aici. Revin asupra. Eu fac un paralelism, o chestie. Eu stau și eu lângă o uliță. Ei, ulița respectivă, copacii care afectează linia de medie, n-au fost tăiați niciodată de echipa de deservire la primăria Horgești.
au venit cei de la Delgaz. Păi dacă nu iubăm pe ei, nu, nu, n-ați înțeles. Eu vă spun eu, eu am văzut chestia asta, deci toată toaletarea respectivă nu au fost niciodată cei de la deservire pe ulița respectivă. Au fost tot cei de la, au tăiat la, la toată chestia. Bine. Bă, nu vreau, faci tare este o să-l dăm așa. Nu. Noi să intervenim încă o dată. Intervenim acolo. Bun, referitor la fântână, așa cum am vorbit. Dar după cadile din că dacă le luați, trebuie să sunt primării dat la un necăjit care nu are pe toamnă, cu ce arde pe foc, ce pune pe foc. Revenim la, la fântână, v-am spus, în momentul o să reușim cu o mașină de piatră, ce v-am spus eu, cu tubul încă n-am găsit dimensiune, am putea să vă spun. Cofrat, domn primar, cofrat, în jurul ăla, cofrat. Da, dacă ați facem cofrat, de trebuie piatră, o piatră și de ce ciment să ajungem acolo. Și facem un zău și am zis să facem un, o placă pe lângă, pe lângă fântână. Asta e ideea. Rezolvat eu acolo, cât ai putea am dus ciment acasă. La stația de autobuz de la puterie. Așa, inițial au fost stația, au fost stisune, știm unde au fost stația de autobuz, că așa, în momentul dacă ar fi fost acum, cred că era în, în, în râpul la Galerie, sincer, dacă era acolo unde a fost înainte. Mai ați înțeles? Am înțeles aspectul, eu am înțeles mesajul, o să-l aducem mai în zona unde se poate, se poate sta. La domnul Dan, că ziceți dumneavoastră că nu, nu iluminatul public. Eu cred că ar trebui ca fiecare dintre noi să ne spunem, nu neapărat într-o ședință de Consiliu Local, dar constatăm o problemă prin timpul lunii sau săptămânii, să ne sunați, să aveți numele noastre telefon, să putem interveni. Posibil să fie, cum ziceți dumneavoastră, eu vă contrazic. Nu mai termină, ce spun. Bine, dacă considerați dumneavoastră și accedeți ironic, e problema dumneavoastră. La școala Salvador, nimeni nu convine în ritmul. Domnul este sub contract, au fost aici de față cu noi, în fața, este o mare adunări naționale, în fața Consiliului Local, în care omul s-a bătut cu pumnul în piept, când da. Poate ministru era, da. I-am și spus, gândește că într-o zi, și chiar am să-i fac o invitație, să da, 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 o să-i fac o invitație, să vedem dacă mai are același curaj și același, aceeași chestie ca în momentul ultima dată când a fost aici. Atunci multe lucruri lipseau, acum și mai lipsește. Deci, e atât de nevoios încât, pur și simplu, în fiecare luni trebuie să-l sun și spun ce faci, hai săptămâna asta, hai o leagă. Deci, chestii de genul ăsta, nu? Deci, zici, pentru domnule, expiră contractul, mă împoimin, expiră actualiționalul, că a fost atunci o problemă. Expiră actualiționalul, care este în septembrie 2020. Ei, eu actualiționalul, nu mă plătești majorări din târziere, când ai de neefectuarea cum să vă spun eu, obiectivul. Așa, domnul Bogdan, raport săptămânal pentru SVS-ul. Îmi aduc aminte că făceam raporturi cu toții rapoarte da. Chestia asta. Îmi aduc da, aminte, da? Poliția am chemat-o. Știu, domnul. Era subordonată poliția la dumneavoastră. Eu nu mai am, nu mai am subordonată poliția. Problema este în felul următor. Da, dacă ziceți dumneavoastră că trebuie făcut o chestie, eu n-am luat dumneavoastră, eu recunosc, da, gândați voi, eu recunosc când mi-a zis să-mi fac un carnețel. Și în sprijinul tău. De acord, nu am timp eu să-mi fac, să scriu pe carnețel, că am nu, câteva nu, proiecte, nu, pe atunci nu, nu se erau atât de activități. Să spună, da. Vini și în sprijinul tău. De acord, domnul, da. Dar încă o dată, trebuie să stai, să, ca să scrii, trebuie să stai, să ai carnețelul și să scrii, să scrii toate chestiile astea, m-ați da, înțeles dumneavoastră. Parcă ai scris romani. Păi cum nu trebuie să scrii? Dar scrie, da, Colin, da, încă o dată, așa cum știți dumneavoastră, eu, care eu am 4 ani, dumneavoastră aveți o experiență, 2 mandate jumate, dar chiar 2 mandate și una de cu diferite prima. În munca, director de școală, bun, în, acolo e cu planificare, la școală e frumos, e, acolo ne planificăm la școală ce să facem cu elevii. Eu niciodată plec dimineața de acasă și spun, vreau să fac lucrul ăsta respectiv. Ei, ajung aici și spun o problemă și trebuie să plec în altă parte. Ce fac cu planificarea? O raportez pe a doua zi. Nu ți-am zis, bă, da, o planifici pentru a doua da, zi, așa pentru a treia bun. Zi. Deci aici, eu așa zic, în, 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 în funcția pe care ești aici, nu poți să-ți pui un program, îți faci, îți faci pe câteva idei de cum să abordezi ziua respectivă. E normal, când o să pleci acasă, îți pleci acasă, bă, oare ce mi-am face azi? Nu, da. Nu fac chestia asta. Dar sunt multe zile în care se dă peste cap totul, pentru că apar inedituri. Ce să vă spun, luni
Am venit de la Iași, m-am dus, m-am schimbat de haine și m-am dus la Ploaie. Trebuia să scriu undeva în planificare chestia asta? Da, scriu, eu, cravat am fost. Domnul. Când o lua foc, da. Odor, era un costum cu da. Cravată la gând. Da, ghinionul meu este că nu fără cravată, asta e toată chestia. Bun. E, drumul la Galer, canal. Canal sus pe deal. Nu știu, eu nu știu dacă... Da, pe deal, vă bun. Spun eu, pe deal a făcut bunjor, era răspundea, era așa. Bine. Bun, atunci cine l-a stupat? Atunci cine l-a stupat? Dacă era. Dar de atunci... L-a făcut cu oamenii... Că eu am primit de exemplu foarte multe reproși, a zis reproșul că eu aș fi dat ordin de eu n-am făcut așa ceva. M-ați înțeles? Bun. Și podul de acolo din drum, de la gheță postă, da, ăla nu ia postul de apă care vine de domnul noi singurul lucru, noi mai avem toburile alea care le mai putem pune, care nu știu dacă are diametru mai mare decât ceea ce este acolo la ora actuală. Acolo trebuie făcut un pod, exact cum s-a făcut la biserica la Galerie. Înalt care treacă sub el. Pentru că, asta zic, dacă punem la ce avem noi acum, la debitul de apă care venea din Valea Custurii, nu făcea, nu preia niciun pod. Trebuie pod, pod. Să stai un pic. Acolo pod făcut cu drumul forestier. Da. V-am spus, la debitul care venea, exact, nu avea cum să facă față. Făcut de la eu vă vreau să vă spun că eu mă prins ploaia mergând spre Răcătău. N-am crezut că se poate să facă. Veneau să-mi fundase podurile pe panta la Matei, sunt fundați podurile de drumul județean, cu canalizare, tot, și țușnea apa pe de jumătate de metru afară. Era curtina artezeană la fiecare pod, începând de la Nea Dunii, de unde tăia Dunii până jos, totul era pod lângă pod era toată chestia. Da. Și mai mult pe partea dinspre Bersan. Partea asta la altă era gol, foarte puțin n-a fost apa. Apropo de ce s-a întâmplat acum, părerea mea este că pe viitor, ce consiliu local va mai fi, măcar la mâna a doua să identificăm, să ne luăm un grevier al nostru. Că prea mult cheltuim cu... Noi am intervenit imediat cu... Prea mult cheltuim cu ăștia aduși din afară, da. Care se țeapă o oră cât vor ieși. Da. Eu zic că dacă am face un pic de economie, am putea să achiziționăm un grevier. Astea sunt ca... Sunt, da, sau un proiect, gândesc eu, la... Că tot am discutat, apropo de live, motivul cu doamna vice, cu betonate. Toată lumea a venit cu dale. Deci toată lumea a văzut că au făcut pe drumul județean frumos cu chestia asta, orice zonă am ajuns cu inundațiile astea, în prima oară trebuie cu dale. De acord, toată lumea vrea cu dale. Și eu vreau și tot care dintre noi. Dar trebuie și partea financiară a lucrurilor. Și iar eu vă spun, la bugetul pe care are primăria Burgești, nu ne permitem așa ceva. Părerea mea. Dacă o să găsim posibilitatea de a accesa un proiect european pentru chestia asta, cu mare drag și asta cred că ar fi, zic eu, cu ghilimele de rigoare, salvarea noastră. Dar când am venit ideea... Până la Dale ar fi venit să-și facă toată lumea șanțul și să plece apa, pentru că lumea nu vrea să facă. Deci nu vrea să facă șanțul. Cu Dale, când am venit eu... Ideile sunt, domnul Bogdan, eu de acord, eu vă respect ideile. Eu vă respect ideile. Săptămână, câte 100, 200 de dinari. Domnule, dar de unde? Domnul, bani, totul este bani, încă o dată, revenim la zona financiară. Dacă îmi permiteți, sursa de finanțare. Spune. În acest moment, CNI organizează... Știu, noi suntem în demarare, deocamdată n-am nimic concret. Facem niște solicitări, drumurile comunale, facem dispensarul la Tovodor, facem, cum să vă spun eu, centru comunitar să mai obținem finanțare. Se poate finanța inclusiv, se pot finanța inclusiv lucrări restructurare. Și chiar insist și a trebuit. Le depunem solicitări să încercăm să obținem bani pentru apă canal, suma care nu o avem. Uite, chiar astăzi am discutat cu consultantul fost aici, altă rândă de discuții. Uite, joi venim pentru semnarea solicitării și depunerea la CNI și o să-l întreb și cu de susținere financiară și cu apă și canalizare. Uite, chestia asta. Extinderea rețea, că tot spuneam. Și extinderea rețea. Nu, dar asta nu cred că de la extindere nu. Am găsit ceva, un artificiu, dar deocamdată îl aștept să vedem dacă se poate face. Artificiul, adică cu extindere, cu ilumina publică, ceva cu ilumina publică. Dar deocamdată nu vreau să nimic, pentru că vreau lucruri concrete. Nu putem să vindem iluzii, că nu avem cum să vindem iluzii. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule primar. Declar ședința închisă.